În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împreună. Împăratul Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate plinești, vistierul mântăților și sănătătorului de viață, vinoște să lăjuiești pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și bunurile și în veci veșilor. Amin. Doamne, iubește, în oie este Dumnezeu al Său har și cu al Sa de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Doamna profesor, Ienuța, în altul primul să vorbesc. Da, sigur. În alta sfinția voastră, părinte decan, onorat prezidiu, distins auditoriu, iată-ne în pragul celei de-a treia ediții a Conferinței Naționale Părintele Daniel Sandu Tudor și Chipul Rugului Aprins. De data aceasta comemorăm 60 de ani de la trecerea la cele veșnice, a celui care rămâne în istoria Bisericii Ortodoxe Române și nu numai în cultura noastră de organizatorul, catalizatorul, fondatorul mișcării duhovnicești care a încretat indelebil spiritualitatea datului rămas în urmă, rugul aprins. Avem oaspeți de onoare, cărora le mulțumim în mod deosebit că au făcut efortul de a fi alături de noi. Vorbesc aici, în primul rând, despre omul care de fiecare dată ne este sprijin și cred eu că puțin ierarhi oferă atât sprijin și atâta deschidere, generozitate, precum o face ierarhul Tonisului. Și apoi, sigur, vorbesc despre directorul edituriei Icon, care mi-a oferit sprijinul și la care, pe subiectul acesta al părintelui Daniel Sandu Tudor, am publicat până în prezent numai puțin de 4 volume. De asemenea, vreau să îi mulțumesc în mod deosebit domnului scriitor Cristian Crăciun, care de altfel este lectorul acestui ultim volum, Floarea de Foc, de fapt o culegere integrală a articolului Sandu Tudor, evident laicul Sandu Tudor, directorul revistei Floarea de Foc. Mulțumesc în mod deosebit și părintelui decan, care la fel este sprijin și încurajează astfel de inițiative și, bineînțeles, părintelui profesor universitar de doctor Nichita Runcan, care ne-a fost îndrumătorul și coordonatorul de științific pentru prima mea teză de doctorat, care se numește chiar așa, Părintele Daniel Sandu Tudor, o microistoria rezistenței Bisericii Ortodoxe Române sub totalitarismul comunist. Sigur, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne sunteți alături pentru a face din această zi una însemnată, așa cum merită o personalitate monumentală precum cea a părintelui Daniel Sandu Tudor, care ne-a lăsat o zestre spirituală și culturală absolut remarcabilă. Deschiderea acestei conferințe naționale o va face chiar cuvântul ierarhului Tomisului, pe care îl rugăm să ne împovățească sufletește cu ceea ce a însemnat această mișcare a rugului aprins, cu atât mai mult cu cât în alta sfințit ne poate vorbi despre anumiți membri ai rugului aprins din experiența directă. Părinte decan, onorat prezidiu, stimată doamnă profesor, pe care v-am prețuit și vă prețuiesc și știu că nu vă opriți din studiu și din cercetare și mai ales aveți o pasiune pentru momentele atât de frumoase și semnificative. Sigur, am avut privilegiu să stau în preajma unor părinți, părintele Sofian Boghiu, părintele Victorie Băbuș, părintele Adrian Făgețeanu, care chiar făceau niște discuții între ei, că s-au zis noi cei tineri,
despre această mare personalitate. Pentru ei, Părintele Daniel Sandu Tudor era un om cu totul la parte, genial în felul lui, întreprinzător, plin de curaj, de talent, de inspirație. Sigur, lucrul aprins a fost o mișcare de o intensitate spirituală inegalabilă, pentru că mărturiseau cam ce discutau acolo, cum venea fiecare să aducă zestea cea mai profundă pe care o purta în suflet. Erau oameni postitori, rugători, se refereau la părinții dinaintea lor, se refereau la o viață aspră. Ei înfruntau privațiunile de libertate și acea traumă care îi oprea să-și manifeste entuziasmul lor, înfruntau cu tăria credinței a sufletului lor. Fără să fi fost oameni profunzi în credință, n-ar fi promovat așa ceva. Între ei îl aveau oarecum și pe Părintele Stăniloae, care a devenit cel mai mare teolog al timpului, al secolului 20. Personal l-am auzit într-o conferință: dacă nu aveam experiența pușcăriei, n-aș fi putut să gândesc atât de departe și atât de adânc. Pușcăria a fost nedreaptă, dar nedreptatea te determină să te ridici deasupra, să lupți. Că dacă toate sunt în pace și în armonie, omul este static. Lupta îi dă omului o motivație pentru a se autodepăși și a trece dincolo. Între toți acești părinți, cel mai original era Părintele Daniel Sandu Tudor. Original și prin talent și prin spiritul său de a nu se lăsa biruit de ceva. Și aveau atâta apreciere și se hrăneau gândind la conferințele lui, la scrisul lui, la atitudine lui. Toți gândeau, îl aveau ca pe o emblemă a rugului aprins și a rezistenței împotriva propagandei de atunci. Părintele Grigore Băbuș, la care stăteam tot timpul, că eram cântăreț la Mănăstirea Antim, eram și asistent universitar și îmi petreceam timpul la bibliotecă, mi-a creat adeseori privilegiu să chem acolo foști pușcăriași, pușcăriași politici. Și acolo începeau niște discuții foarte profunde și foarte serioase. Despre ce vorbeau? Despre rezistența omului când îl poartă pe Dumnezeu în suflet, că nimic nu poate dărâma. Își istoriseau une altora, că deseori erau în aceeași pușcărie, dar nu se întâlneau. Și existau metode atât de diferite de constrângere, metode la care nu putea să gândească un om normal. Pe cât de rezistență erau pușcăriașii politici, mai ales preoții, pe atât de inventivi erau torționarii, pentru că aveau și ei pe cineva care să-i inspire. Și citim în Viețile Sfinților și iată, vedem o similitudine foarte bine conturată între pătimirile Sfinților
Și iată, între pătimirile celor ce au fost arestați în secolul al XX-lea. Sigur că a fost o perioadă de foc pentru acești slujitori, pentru acești apărători ai credinței și ai adevărului obiectiv. Ei țineau și la credință, țineau și la semeni, țineau și la țară și vedeau totul în perspectivă. Știau că suferința, răbdarea și jertfa lor este o temelie solidă pentru posteritate. Aveau un crez și nu se temeau de moarte. Moartea putea să survină oricând. Trăiau cu rugăciunea inimii, cu idealul cel frumos, cu iubirea de Dumnezeu și de semeni, o iubire nu teoretică, ci o iubire trăită. De aceea au ieșit atâtea scrieri care nu se mai pot compara cu altele. Atunci a lucrat inspirația cel mai profund și cel mai intens când oamenii au fost în suferință. Atunci l-au iubit pe Hristos mai mult că nu puteau să-L atingă. L-atingeau cu mintea, cu inima, cu crezul, cu mărturisirea. Și iată, pentru că era interzis și mănăstirea în timp a fost un loc de mare ținută spirituală, a păstrat ecoul acestui rug aprins. Ecoul suferințelor din închisori, ecoul celor care s-au întâlnit și pe ascuns, adevărat. Păi cum să te întărești dacă nu te sfătuiești cu cineva care are același crez, aceeași dârzenie, același ideal, să mergi înainte? Pentru că Hristos ne-a chemat să-L urmăm și ne-a spus: în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Iată, această biruință a lui Hristos a fost vădită atât de limpede în oamenii care L-au urmat pe Hristos în condițiile cele mai grele, în restricțiile cele mai inimaginabile, pentru că erau prindiți din toate părțile. Și tocmai de aceea au fost prinși, pentru că nu s-au păzit, nu s-au ascuns, nu s-au izolat, ci dimpotrivă au mărturisit, știind bine că o credință nemărturisită este nedeplină. De aceea am ascultat-o pe doamna profesoară și în alte împrejurări și am văzut cât de frumos a surprins aspectele privind personalitatea părintelui Daniel Santu Tudor și cum rugul aprins nu s-a stins, a rămas aprins. De aceea și noi suntem astăzi aici. Acest rug aprins trebuie să meargă la generațiile viitoare. Și am constatat că fără a fi avut această generație de sacrificiu, de preoți, călugări și intelectuali, patrioți, dârși în a-și apăra idealul, și idealul era Hristos din lăuntrul lor, am fi fost mult mai săraci. Lumina pe care au răspândit-o ei și care a fost surprinsă, nu total, parțial, dar a fost surprinsă în operele scrise ale acestor personalități, lumina aceasta nu trebuie să se stingă, ci trebuie să meargă mai departe. Și mă bucur tare mult că s-a organizat această întâlnire,
că nu o să stau prea mult, dar o să iau înregistrarea, pentru că e înregistrat tot, eu am emisiune de dialog. Dar mă bucur că m-ați primit măcar pentru început și vă mulțumesc. Vreau să mai stau puțin să surprins din spiritul acestei întâlniri de excepție, o întâlnire de gradul zero pentru spiritualitatea românească, și acest grad zero trebuie să rămână mai departe pentru toate generațiile de studenți și trebuie să fie cât mai adânc conștientizată de studenți, de tineri, pentru că iată ce constatam astăzi, cu durere, când am ieșit de la un doctorat și curs ce am avut. O mulțime de tineri fumează. Pentru că acum sunt adept al TikTok-ului, să intru în dialog cu ei, abia aștept să-i conștientizez că nu există gest mai absurd, fără logică, fără sens, fără direcție, ca acest gest. Și iată, și tineretul, și bătrânii, și cei ce vin, toți imită răul. Că răul e foarte ușor de imitat. Răul se imită într-o relaxare. Căderea înseamnă relaxare. Binele însemnează urcuș. Urcușul nu e ușor. Și luați aminte că urcușul spiritual este mult mai anepoios decât urcușul fizic. Mai ușor sui un munte pe jos, chiar dacă ești șchiop, decât să sui treptele suișului duhovnicesc cu încordarea voinții, cu atribuțiile totale ale minții și cu toate celelalte, cu o simțire curată, dar dacă nu te bucuri de urcuș, nu mai urci. Tot ce facem pentru Dumnezeu trebuie să fie bucurie. Și bucurie au avut toți acești oameni minunați. Iată, unii dintre ei, un părinte, fiind în bușcărie, s-a gândit ce să facă, să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Printr-un anumit, să zicem, unii zic și retic, într-o anumită diplomație, într-o pâine a reușit să primească Noul Testament. Și a început să învețe pe de rost din Noul Testament ca să-și zidească mintea și inima. Un călugăr îmbunătățit, părintele Tit. Și iată, m-am uitat cât au căutat cei vechi să surprindă spiritualitatea, să se îmbogățească în Dumnezeu, să trăiască cât mai intens. La aceasta ne invită și această întâlnire de astăzi a rugului aprins. Vă mulțumesc! Mulțumim în alta simțitului pentru acest periplu, așa cum am spus, ne-a împărtășit din experiența directă, pentru că în altă Sfințitul poate să ne vorbească despre Părintele Păbuș, despre Părintele Sofian Boghiu și despre mărturisirile lor legate despre această personalitate monumentală a Părintelui Daniil Sandu Tudor, prezența stenică care îi ridica pe cei din jur, care îi obliga pe cei din jur să se roage mai mult, care îi făcea pe cei din jurul său să înțeleagă că dacă ne raportăm la acest urcuș spiritual, nimic nu este greu. Păi ce pildă mai frumoasă să avem decât aceasta, să vezi în moarte un preț mai mic decât al compromisurilor pe care le cereau regimul totalitar comunist. Au preferat să trăiască vertical, demn, să nu se înconvoie indiferent de capcanele istoriei, de ororile la care au fost supuși. Ei au rămas demn, vertical, ne-au transmis nouă că o viață trăită dincolo de valorile moral creștine nu merită trăită. Ce reliberare! Mulțumesc! Să rămână în alpeția voastră, vă mulțumim! Și abia aștept să vă urmăresc
spate lor de nu le rupeți, mergeți mai departe. Spuneam că astăzi este o zi specială pentru că acest act comemorativ se închină la 60 de ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Daniel Sandu Tudor, Ieroschi, monahul de Daniel Sandu Tudor, care în noaptea de 17 noiembrie, între 16 și 17 noiembrie, și-a urcat sufletul la ceruri, așa cum știm din închisoarea iudului. S-au trecut 90 de ani, 9 decenii, aproape un secol, de la momentul în care a apărut primul articol al revistei Floarea de Foc. Floarea de Foc este prima publicație care mi-l prezintă pe Sandu Tudor, laicul Sandu Tudor de atunci, în postura de director al unei reviste. Multe inexactități au circulat legate de această postura sa a publicistului, multe acuze care se dovedesc false acum, când, iată, avem în față acest volum, această culegere integrală a articolelor și vedem că, de fapt, polemicile în care se antrena Sandu Tudor nu erau polemici sterile, lipsite de substanță. De fiecare dată când Sandu Tudor constata că este atacată ortodoxia, când constata că sunt oamenii bisericii nedreptățiți, că valorile morale creștine sunt puse sub semnul întrebării, da, răspundea vehement, avea un verb acid. Foarte potrivită este caracterizarea pe care i-a făcut-o mitropolitul Bartolomeu Anania și anume dulăul ortodoxiei. Da, îl putem vedea în această postură. Virulentul, poate chiar agresivul, dacă vreți dumneavoastră, verb al gazetarului Sandu Tudor, însă de fiecare dată are această justificare de pe pozițiile ortodoxiste, de fiecare dată a știut să își apere valorile. Ne va vorbi despre ce înseamnă Floarea de Foc după aproape un secol, chiar directorul editurii Icona, care am publicat chiar 5 volume, nu 4, așa cum a spus inițial. Vă mulțumesc! Și vă mulțumesc la chestia asta. Se aude mai bine așa? Doamne, vă mulțumesc că ați venit. De carte au ajuns ca anunțire, dacă nu te duci, nu-ți vin. Așa că să mergem atât mai multe, intenționat mai sus, adică să stau mai aproape. Da. Sau să stau mai sus. Da, cred că puteți să stați. Mai aproape. Bun, stau mai aproape. Da. Nu știu dacă pot eu să vorbesc despre Floarea de Foc. Și vă spun și de ce. Cu multe mii de ani în urmă, sau nu știu când a trăit Gandhi, o doamnă, cu un copil de câțiva anișori, a mers la el să-i dea un fel de binecuvântare copilului să nu mai mănânce dulce și zahăr, că avea diabet. Și Gandhi s-a uitat la copil și a spus, da, în regulă, vă rog să veniți peste o săptămână. A mers peste o săptămână, a luat copilul în brațe, l-a mângâiat și a spus, copile, nu mai mânca dulciuri și zahăr, că nu-ți fac bine. Tu ești special, știți că anecdota aia. Tu ai ceva ce n-au alții. Copilul l-a ascultat și n-a mai mâncat dulciuri și nici alte forme de... După câteva femeia a mers să-i mulțumească și l-a întrebat, dar de ce mi-ai spus de prima dată să nu mănânce dulciuri? Și Gandhi a spus, foarte simplu, pentru că atunci nici eu nu mă lăsasem de mâncat dulciuri. E, cam despre asta e vorba. De-aia nu trebuie să vorbesc despre Floarea de Foc, pentru că identitate de atitudine, sintagma lui Mircea Vulcănescu, care a murit cu 10 ani mai devreme decât Sandu Tudor, tot la iud și tot cu pământ amestecat, de nu se cunoaște mormântul,
Adică identitatea de atitudine este mai importantă decât orice altă identitate de lumea asta. Și Sandu Tudor a avut-o și câțiva de la Floarea de Foc au avut-o. Constantă, nestrămutată. Iar trec peste vorba aia, cel care vorbește, pentru că ceea ce încercăm noi să facem este să ne hrănim cu rămășițele de la ospățul lor spiritual și găsind așa câte o firimitură, cum să vă zic, ne bucurăm ca cenușăreasa care și-a pierdut și apoi și-a găsit pantoful înainte de miezul nopții, care nu s-a transformat trăsura în bostan, nu? Mircea Vulcănescu, filozoful, nu cantautorul, pardon, Mircea Florian, cel care are o introducere în filozofie și celor de la filozofie le recomand, pentru că orice examen ar avea în orice an, dacă citești cartea aia în ajun, iei un 7. Mai cenuit, mai necenuit, dar iei un 7, pentru că e cea mai bună și cea mai scurtă și concisă introducere în filozofie. Spunea că fericirea modernilor constă în explicarea dogmelor, adică în raționalizarea dogmelor. Aici mi-e rușine să vorbesc pentru că mă aflu în fața unor teologi și nu vreau să dezvolt subiectul, dar pe mine m-a marcat nu numai această vorbă, ci și alta. O datorie te obligă din momentul în care o intuiești. Și de când am citit vorba asta, încerc să mă comport așa după cum zice ea. Adică atunci când am întâlnit-o pe doamna Carmen Ciornea, care e unul din puținii cercetători, așa, care scot în actualitate acele firimituri de care vă spuneam, din acel festin interbelic, care se caracterizează în primul rând printr-un ideal comun, și anume iubirea față de țara în care trăiești. Cred că iubirea față de binele comun. Noi azi nu ne mai raportăm la un ideal comun. De-aia suntem autizați social și în alt fel. Fiecare urmărim câte un bine relativ. Dacă ne iese într-o zi, suntem bucuroși, a doua zi plângem, o luăm de la capăt. Dar acești oameni s-au comportat față de țară, punând-o cumva așa în, nu știu, antecamera raiului. Și pentru această antecameră s-au sacrificat atât părintele Daniel, cât și Mircea Vulcănescu, pe care vedeți și acum cam din 2 în 2 ani îl încearcă, nu știu, rezervele de ură ale unei, nu știu eu, părți ale societății noastre. Adică Mircea Vulcănescu este acuzat de dezastrul țării și știți cu toții, a fost acuzat de Tribunalul Poporului, cel care era făcut, așa cum ne-a spus, lucrețul Pătrășcanu, din oameni de pe stradă. Spunând că oamenii muncii știu să judece cu bun simț. Ei, s-au judecat, au împrăștiat milioane de ani de temniță altor oameni, care nu semănau cu ei, pentru simplu fapt că nu semănau cu ei. Am mai scos o carte pe care probabil o știți, că e la a treia ediție, Tortura pe înțelesul tuturor. Și am pus pe coperta 4 următorul dialog între un torționar și un bandit, cum erau ei numiți. Și întreabă, câți ani ai, banditule? Evident, nu la vârstă se referea, ci câți ani de temniță are? 10. Și ce ai făcut? N-am făcut nimic. Minți, banditule, dacă nu făceai nimic, luai doar 3. Dacă nu făceai nimic, luai 3 ani. Așa, pur și simplu. Pentru că reprezentanții de regim voiau să întemințeze lumea care nu semăna cu ei. Este probabil unul din puținele regimuri care a căutat să anihileze adversarul politic. Nu se lungătură temporar de la putere, cum se întâmplă într-o, să zicem, dialectică socială, mă normal. Și a încercat chiar să le elimine. Și a reușit în mare măsură. Adică a umplut calendarul de martiri și sfinți și a eliberat scena politică și publică. Noi am recuperat cât am putut din operele membrilor Rugului Aprins prin colecția Arhiva Rugului Aprins, coordonată de Marius Vasileanu. Iar asta este a patra carte a doamnei Carmen Ciornea. Îmi pare rău că nu mai avem decât
să nu fiți stărnicei din celelalte cărți. Tipul rugului aprins este sub tipar și va fi prezent la Gaudeamus din 7 până în 11 decembrie, unde vă așteptăm. Unde vom încerca să lansăm și acolo cartea, dar nu o să avem parte nici de aceeași liniște, nici de aceeași bunăvoință de ascultare, mă rog, de receptare, nu de ascultare, că nu dăm noi ascultări, după cum ar spune părintele aici de față. Am mai spus și vreau să repet lucrul ăsta. Cred că acești oameni, Sandu Tudor, Alexandru Mironescu, a cărui floare de foc o aveți acolo în volumul 2 din jurnalul lui, e un jurnal comparabil cu jurnalul Fericire al lui Nicolae Steiner. Sunt tare și o notă lui Steiner pe clapeșa din spate. Este un al doilea Steiner. Menționează și Marius Vasilean în prefață. Este probabil cel mai, deși dacă facem topuri, ieșim probabil din creștinism, dar nu putem să nu vedem diferențele. Este unul din cei mai dotați membri ai Rugului Aprins, Alexandru Mironescu, Sandu Tudor, Mircea Eliade și toți cei care, repet, au avut, care perd și ca numitor comun țara și slujirea ei, cred că fac parte din alte specii decât noi. Adică dacă noi ne numim oameni, ei ar trebui să fie un fel de supra-oameni. Pentru că nu-i corect să fim din aceeași specie și noi. Eu când zic noi, zic eu, dar nu vreau să vorba aia, să vedeți cărămida cum se lovește în piept. Adică nu se poate și noi care, mă rog, care nu ne pasă de țară, ci ei care s-au sacrificat pentru țară, să fim din aceeași specie. Ar fi nedrept. Și probabil nici lui Darwin nu i-ar conveni. El tot a căutat îndelung veriga lipsă dintre maimuță și om, nu? Da, n-aș vrea să vorbesc mai mult de atât, pentru că transformăm într-un colocviu întâlnirea noastră și nu știu dacă avem timp. Adică noi am avea, că nouă ne place. Vă dați seama că de peste două decenii asta facem. Ne pregătim de un raport. Și acum este o parte din acest raport în fața dumneavoastră. Sincer să vă spun, raporturile invizibile ale mele personal sunt în fața acestor oameni. Adică în fața acestui fel de oameni. Oameni care au slujit toată viața binele comun și care au murit pentru binele comun. Știți cu toții cum a murit Mircea Vulcănescu și știți mai ales îndemnul cu care a murit. Să nu ne răzbunați. Nu există probabil ceva așa înălțător, mai înălțător decât asta. Imediat o să trec în sală și o să încep să dau și eu în direct pe Facebook. N-am vrut să filmez cât timp vorbesc, că nu vreau să mă dau mai rotund decât sunt. Sunt destul de rotund, după cum ați observat, mai ales dacă nu port sacoul de lansări. Așa că o să mă alătur dumneavoastră și o să-l ascultăm încă doamne și pe domnul Crăciun sau pe cine o să desemneze doamna Ciornac pentru următorul cuvânt. O să vă rog 2-3 secunde să-mi permiteți să montez. Și încă o dată vă mulțumesc pentru că ați rupt un pic din timpul dumneavoastră și sunteți alături de noi la această bucurie, pentru că chiar este o bucurie să avem aici, eu știu, mintea și inima unui om care a marcat profund vremea vieții sale. Este și o felie din Interbelic aici, adică cartea este așa un fel de radiografie a câtorva ani din Interbelic, să vedeți că parcă erau alți oameni. Parcă trăiau mai frumos, inclusiv se înjurau mai frumos. O să găsiți fragmente aici, o să găsiți tot felul de săgeți îndreptate, unii împotriva altora, împotriva lui Arghezi, încolo și înapoi. Deci, exista o eleganță în tot. Adică asta ne diferențiază profund azi. Nu trebuie să mergi departe, trebuie să urci în mașină și să mergi până la primul semafor, să vezi că eleganța a dispărut cu tot cu semnele de circulație, nu? Sau înaintea lor, în fine. Încă o dată vă mulțumesc și vă rog să mă iertați că spre final chiar m-am emoționat. Mulțumesc! Este foarte greu să nu te emoționezi când vorbești despre asemenea valori. Când vorbești despre Mircea Vulcănescu, care, așa cum a subliniat și domnul director Valentin Așder, ne-a lăsat un astfel de testament spiritual, să nu ne răzbunați. Sigur, asta nu înseamnă că avem voie să uităm.
dacă am scoate din trecutul nostru aceste personalități de vârf, aceste elite intelectuale, cum am putea noi să ieșim din acea mediocritate care de altfel ne-a fost imputată de-a lungul istoriei? Cum am putea noi să ieșim din conul de umbră al culturii minore? Ei ne-au lăsat o zestre monumentală. Avem datoria măcar atât. Să-i cunoaștem, să-i citim, să ne apropiem de ei, pentru că astfel căpătăm noi verticalitate, substanțialitate, pentru că astfel valori precum românismul, ortodoxia, precum libertatea ar însemna atât de puțin. În continuare, o să rog pe domnul scriitor Cristian Crăciun să ne vorbească despre rugul aprins, actualitatea unui... unei mișcări duhovnicești și culturale. Trebuie să vă mărturisesc că de domnul Cristian Crăciun mă leagă o prietenie trainică și îi sunt, și eu te o mărturisesc public, îndatorată și pentru faptul că în acest ultim volum lectura a fost realizată de către domnia sa cu atribie, să știți. S-a oprit asupra fiecărei pagini, ne-am consultat, astfel încât volumul să ajungă la dumneavoastră în formula în care este acum. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Preasfinți părinți, onorată asistență, am și eu o dublă emoție, nu se poate altfel, odată pentru că vorbesc în fața domniilor voastre, a doua oară că vorbesc despre un model și această idee îmi voi construi discursul, modelul este acesta și modelul este acest fenomen, îndrăznesc să-i spun, al rugului aprins. Știu că din punct de vedere creștin nu există întâmplare, ci există cronie. Dar gândiți-vă că trebuie să încercăm să ne apropiem totuși de această taină și să ne punem întrebarea ce s-a întâmplat, pentru că atunci, după anii 30-40, spre sfârșitul anilor 40, s-au întâlnit niște vectori, anumite greu de întâlnit. Avusesem dictaturile și cumplita experiența războiului. Se pregătea Marea Noapte Roșie, roșie din cauza sângelui, a comunismului. Asta era una dintre direcții. Pe acest prag se naște acea teribilă generație de duhovnici pe care îi știți cu toții, nu îi amintesc aici ca să nu păcătuiesc omițând pe cineva, și a căror viață, una dintre ei s-a prelungit până spre anii 80-90. Asta este al doilea vector. De ce tocmai pe acest prag cumplit al istoriei s-a născut, a apărut în atmosfera noastră această generație? Iată încă un mister. Și în sfârșit, al treilea vector, o generație de intelectuali cu un deceniu și ceva mai tânără decât generația 27, decât generația lui Eliade, și având o aceeași experiență, o similară experiență culturală, dar a spune o altă experiență spirituală, și care se naște pe acest, exact în, adică devin maturi, se nasc din punctul de vedere al maturității, pe acest prag cumplit. Și, sigur, istoria le retează biografiile fără cruțare. Și se întâlnesc toate aceste trei căi pentru a da naștere fenomenului rugului aprins. Poate un fenomen unic. Eu nu știu dacă într-o altă țară vecină există ceva similar ca intensitate și ca forță spirituală. Pentru că este un extraordinar fenomen de sinteză. Avem deci calea spirituală, rugăciunea inimii, încercarea de a atinge absolutul. Avem calea culturală, care este calea, cum să spun,
absolutizată de generația precedentă și avem și calea științifică. Pentru că pentru ei nu exista ruptură între aceste. Astăzi se discută mult, biserica este obscurantistă, se opune cuceririlor religioase și așa mai departe. Oamenii aceștia nu vedeau ruptura, ci descopereau Duhul în orice apariție, sub orice apariție intelectuală și spirituală a lui. Cam ăsta este, atât cât am citit eu din seria de scrieri, sunt 10 volume, dacă nu mă înșel, deja apărute, de scrierile Rugului Aprins, plus cercetările excepționale ale doamnei Carmen Ciornea, plus alte studii care au mai apărut pe această temă. Eu personal am auzit despre Rugul Aprins încă din facultate, de două, cum să le spun, tot fenomene, ca să nu mai țin să caut alt cuvânt, de două fapte culturale, spirituale, dacă vreți, am auzit așa șoptindu-se în facultate, pentru că nu erau permise pe vremea aceea, și amândouă au dispărut în pușcă, au dispărut în mare parte în pușcăriile comuniste. Școala sociologică a lui Gusti și Rugul Aprins. Și sigur că, având aura aceasta de lucruri interzise, ne-au, atunci când anumiți profesori mai cu demnitate ne-au vorbit despre lucrurile astea, sigur că noi am devenit de îndată curioși și am început să ne interesăm de ce s-a întâmplat după aceea. Și când după 90 Rugul Aprins a devenit, din fericire, mult mai prezent la o anume categorie de intelectuali, mult mai prezent ca informație, vreau să spun, și acum oricine poate avea cărțile la dispoziție, ne-am dat seama ce comoară a zăcut în acest tip de meditație, de apropiere de existență, de trăirea divinității, apropiere de cultură și apropierea de neamul nostru. Pe la începutul anilor 90, bunul meu prieten Dance Mihăilescu a lansat un concept pentru care și-a luat foarte multe bobârnace, cel de neointerbelic. El s-a proclamat, eu sunt un neointerbelic, și sigur că el nu se referea la partea ideologică, ci exact la această intensitate de trăire a fenomenului spiritual și a fenomenului cultural și a fenomenului național. Din punctul acesta de vedere vă propun acest model, cum spunea și Valentina Jer mai devreme, acest model de trăire pe care oamenii ăștia, perfect conștienți, se vede din jurnalul lor de punctul de cotitură pe care îl trăiau, și de faptul că istoria nu va fi deloc drăguță cu ei, și îl asumă cu o putere de imitatio Christi incredibilă. Deci experiența lor, trăirea lor, nu este doar intelectuală, doar de cunoaștere, și o asumă în integritatea existenței lor. Și lucrul ăsta este extraordinar. Asta, această întâlnire între cei trei vectori, între apariția unor duhovnici extraordinari, apariția unor intelectuali doritori să trăiască această experiență duhovnicească și în același timp cunoscători perfecți ai contextului cultural și științific al epocii, este un lucru extraordinar pe care biserica noastră îl are drept comoară, a spune, și mai departe, noi la rândul nostru ca mireni, la fel cred că îl putem asuma, măcar prin cunoaștere astăzi, repet, ca un model de existență. Ce-l privește pe Sadu Tudor și publicistica lui, aici povestea este foarte interesantă, pentru că, și mă adresez în special celor tineri aici, cine vrea să cunoască o epocă puțin mai depărtată
și de acum 10, 20, 50 de ani, 100 de ani în urmă, cadă neapărat să se ducă la presa vremii. Presa vremii este documentul cel mai clar și fidel al celor mai mărunte fremătări de frunze istorice ale unei epoci. Cine nu și-a vărât nasul în niște ziare ale unui an oarecare și scânteia din 73, dacă o citiți, va fi extraordinar de interesantă, deși e odioasă. Pentru că se arată istoria caldă, așa cum era atunci. Cu atât mai mult o presă atât de vie, așa cum era presa pe vremea în care Sandu Tudor practica acest tip de publicistică. Eu când e sigur că am citit jurnalul, citisem și studiile doamnei Ciornea, când am citit această formidabilă publicistică, nu-mi cenzurez entuziasmul și superlativul, gândul m-a dus imediat la publicistica lui Eminescu. Și iarăși îi rog pe cei tineri, dacă vor, să-și ia drept canon să citească o parte și de respectiv o mult mai mare parte, o cât de mare parte din publicistica lui Eminescu. Pentru că pe mine m-a frapat asemănarea dintre cei doi. Pe vremea când scria Sandu Tudor nu era foarte bine cunoscută publicistica lui Eminescu, era publicată doar, cred, doar ediția lui A.C. Cuza din 1914. Dar similitudinea de ton, inclusiv ardența, inclusiv violența uneori, similitudinea de atitudine morală, de rectitudine morală, punând în centru binele neamului și neabătându-se niciodată, indiferent de orientarea politică a lui sau oluia, ai făcut bine pentru neam, e bine, ai făcut rău, nu e bine. E un criteriu foarte simplu de rostit, foarte greu de aplicat în practică. Și aceste două lucruri le-am găsit extrem de pregnant în publicistica eminesciană și în publicistica lui Sandu Tudor. Apoi, e greu să scriu, iarăși ca să mă refer la alcătuirea ediției, nu spun că într-o țară care își disprețuiește profund trecutul și arhivele, sunt greu de găsit publicațiile din vremurile trecute, nu avem mai pe nicăieri o colecție completă din revista X sau din revista Y și de aceea munca unui cercetător este salahorie curată și greu de alcătuit o asemenea ediție scrupuloasă din punct de vedere al corectitudinii ediției și al completitudinii ediției, adică să nu sărim, să nu atribuim greșit un articol sau altul, pentru că cele mai multe nu sunt semnate editorialele vorbind, așa era curent în epocă până în epoca mai recentă și așa mai departe. Deci ceea ce a făcut doamna Ciornea aici, această muncă de minerit publicistic, scoțându-ne la iveală articolele lui Sandu Tudor, este un lucru care ne redă o dimensiune a experienței și veți rămâne surprins când veți citi și când veți face comparație cu felul în care se scrie astăzi în presă, de diferența stilistică și culturală extraordinară. Adică este vorba de un om care face, cum să spun, face o literatură de cea mai bună calitate. Și când înjură pe cineva, o face cu un stil fastuos. Nu te plictisește nici într-o notiță de trei rânduri, nici într-un articol de istorie sau de meditație istorică sau teologică mai amplu. Are o vioiciune a minții și o cultură atât de vastă și de bine însușită, încât tot timpul te ia cu surprindere, nu se auto-imită și foarte greu pentru ziarist care scrie curent să nu se repete. Este un lucru dificil. De aceea, dincolo de conținutul articolelor, vă îndemn să fiți atenți la limbă și la
la, cum să spun, la aroma intelectuală pe care, pe care Sandu Tudor o aduce în, în, în context. De altfel, cartea are și o parte iconografică foarte frumoasă și foarte bine că ne-a, ne-a reprodus autoarea și copertele revistei, ca să vedeți cum, cum arăta o, o revistă din, din epoca respectivă. Sigur că într-o țară care și-a iubit nu numai cuvinte trecutul, am avea toate revistele astea în ediția anastatică. Și atunci le-ați putea citi foarte bine fiecare dintre dumneavoastră la bibliotecă în, cum să spun, în contextul lor integral. Eu m-am delectat, să spun așa, deși cuvântul e prost, citind, sigur, electronic, acum asta se poate și acelea sunt puse pe, pe internet, ziarul Timpul. Nu numai articolul lui Eminescu, dar să vezi și ziarul tot de ziua respectivă și să-ți faci o idee. Este, repet, fascinant, e o experiență care pentru mine nu se, nu se compară cu nimic din punct de vedere al câștigului intelectual și al satisfacției intelectuale teribile pe care o ai în, în acest context. Deci asta este publicistica lui, lui Sandu Tudor. Având acești, acești doi piloni, neamul și credința. Simplu și fără, fără prea multă sofisticăraie din punctul acesta de vedere, foarte deschis la arta modernă, dar numai la anumite aspecte ale ei. De pildă, sunt foarte multe articole despre arta plastică aici, despre pictură, despre sculptură, cu mare deschidere. Pe de altă parte, nu poate să-l supere Parghezi, dar îl, îl, îl superă și îl admiră pe Camil Petrescu, deci un alt scriitor modernist. Cum să spun, nu este, lucrul ăsta mi-a plăcut foarte tare, nu este un habotnic, nu este un riguros, decât riguros este, dar în ceea ce privește trăirea, trăirea credinței, trăirea Duhului, este cât se poate de deschis la faptul că potecile lui Dumnezeu sunt nenumărate. Și că pe, pe oricare dintre ele, dacă te cheamă Dumnezeu, ajungi la El. Sau dacă urmezi poteca până la capăt, ajungi la El. Potecile sunt multe, nu, nu ți le trasează nimeni dinainte. Trebuie să știi, să ți-o descoperi singur pe cea care este a ta. Iar acești oameni care, sub îndrumarea duhovnicilor, pornind de la Ioan cel Străin, pornind de la toată acea, acel context pe care îl știți, pe care l-a hermeneutizat extraordinar Andrei Scriba, în, în timpul care a încercat să scoată toată, tot acest, cum să spun, acest context despre care au încercat eu să vă schițez două, trei vorbe, să-i, să-i scoată semnificația perenă, să spunem, semnificația absolută din punct de vedere religios și, și duhovnicesc. Și acest, acest mod de, de a trăi, de a te raporta foarte larg, de-a minte și Andrei Scriba, știți, foarte deschis spre știință, spre toate dragurile filozofie și toate celelalte domenii ale, ale cunoașterii. Este o generație de sinteză, o generație de elită, astăzi cuvântul elită a devenit termen, sunt două cuvinte, mereu spun asta și nu îmi pare rău că trebuie să mă repet, sunt două cuvinte splendide sau măcar neutre din punct de vedere axiologic în limba română, țăran și elită, care au devenit astăzi injurii. Când îi spui cuiva că e țărat și când îi spui că e de elită, se pare că se cheamă că l-a injurat. Asta, vedeți și ce răsturnare de valori extraordinară se întâmplă. Albul devine negru și negru devine alb. Ăsta este semnul ăsta satanic al epocii pe care o trăim.
și raportarea la niște scări de valori sigure, absolute, într-o vreme a-axiologică sau anti-axiologică, este, cum să spun, cred eu, și psihologic, e calea cea mai sigură să nu cazi în depresie. Depresia intervine când nu mai e de ce te ține, când orice lucru de care te ții s-o mișcă. Și atunci te ia amețeala. Este explicația, mi se pare, cea mai simplă și ontologic, și psihologic, și filozofic, și cum vreți să o luați. Ori, în momentul când încetezi să te mai iei după valurile vremii, valurile, vânturile, nu? Cum se spune, cum spunea poetul, și te raportezi la asemenea exemple de elită și devii conștient, noi tot ne băicărim că nu avem model. Modele avem, nu știu dacă sunt multe sau puține, sunt suficiente. E suficient unul. Când vine furtuna, e suficient un copac de care să te ții, să nu te ia vântul. Dacă ăla e cu rădăcinile bine în pământ, nu trebuie multe modele, dar alea care sunt să fie modele autentice. Ori faptul că noi avem asemenea modele, ar trebui să ne facă să zburdăm de fericire. Noi nu zburdăm nici de fericire, nu suntem, din păcate. Ori oamenii aceștia, ca Santu Tudor, a devenit martiri. Nu ne dăm seama noi ce greutate de sens se ascunde în spatele acestui cuvânt, a faptului că oamenii aceștia nu sunt nume pe care le vezi în calendarul ortodox lipit în perete. Și sunt oameni care au trăit până mai ieri alaltă ieri. Și sunt martiri asemenea lor acolo. Deci nu sunt legende, sunt oameni care au suferit, exact cum spun Sfinții Părinți, în carnea și oasele lor. Și în verbul lor, verbul ăsta șficuitor de profet, Santu Tudor are vorbire, ca și Eminescu, publicistica lui, are diatribe de profet, care își zguduie contemporanii încercând să-i facă să se trezească. Asta este sensul publicisticii lui. Publicistica era, pe vremea lui Santu Tudor, sigur o forță, o armă, este și astăzi, dar astăzi cu totul alte sensuri, pentru că ea nu mai are dimensiunea morală. Astăzi dimensiunile sunt de distracție, de jubilație, de alte povești de genul ăsta. Ori, nelăsându-se pradă ideologiilor, nelăsându-se pradă, atenție, nu mai este o generație atașată ideologic cum fusese generația lui Eliade. Deci nu-i mai înșală vălul Maiei al unei salvări pe o anume cale politică. Este inclusiv această neaderență la o cale sau altă politică, ea însăși o atitudine politică excepțională. Pentru că arată o anume implicare în realitate fără a te lăsa murdărit de realitate, ca parabola indiană, nu, a nufărului. Este exact când vine istoria peste oamenii ăștia, ei coboară în istorie, coboară în temniță și cei care mai ies de acolo, unii dintre ei, cei mai mulți cum știți n-au mai ieșit, ies de acolo purificați. Ies de acolo purificați. Vorbeam astăzi când să venim în pace despre torționari și victimele lor din pușcării și mi-aduc aminte de mărturia unei țărănci din tot avea care intră din Banat, tot într-o carte publicată la noi, dar asta n-are relevanță, care întrebată de ziaristă cum a fost în pușcărie și știți bine că pentru femei era de 1000 de ori mai cumplit decât pentru bărbați, spune cum să fie mai, că a fost bine. Gardierele, Dumnezeu să le ajute, să purtau bine cu noi. Mai creștinească atitudine decât asta nu se poate imagina. Și ea aplică sărbarea țărancă fără să știe textul lui ca sau fără să știe ce au spus toți cei care au trecut prin experiența pușcării, aplică principiul să te rogi pentru tot. Dar ea chiar
Asta cu simțământul ei, că vorbea de textul lui Steinhardt, nu? Că să nu faci except de zel. Că erau torționari care făceau except de zel și alții care se mulțumeau să-ți dea două palme și gata. Ori viața femeii, exact asta înțelege. Asta înțelege, că gardienele s-au purtat bine, adică puteau să le facă mai mult rău. Este vorba în cartea lui Sandu Tudor și publicistica lui, ca și în cărțile celorlalți autori care au scris, fie laici, fie preoți care au scris despre experiența aceasta a rugului aprins, este vorba, la urma urmei, despre problema fundamentală a ceasului lor istoric și a ceasului, și mai acum poate, a ceasului nostru istoric de acum, de a alege între bine și rău. De a alege dacă te faci frate cu ăla până treci puntea sau preferi să nu te faci frate și să nu semnezi, vorba lui Steinhardt. Să nu semnezi nici dacă te întreabă, te spune că 2 și cu 2 fac 4. Asta este. Și oamenii ăștia n-au semnat pactul. Dovadă că se poate. Chiar cu prețul martirului se poate să nu semnezi, să nu semnezi pactul. Și Sandu Tudor cu arderea lui, cu efervescența asta lui și tot acest grup de oameni care se întâlnesc nu să saboteze Partidul Comunist, nu să poarte discuții dușmănoase sau alte lucruri de genul ăsta, ci să discute rugăciunea inimii. Și să se roage la icoana aceea bineștiută din casa lui Mironescu. Asta este frumusețea acestui model. Așa ceva ar trebui să se predea în licee. Eu vin din liceu și știu de dezastru care se petrece în învățământul nostru. Nu pot să nu închei cu această idee, pentru că asemenea oameni, asemenea modele, ar face, cum să spun, puțin curat în inimile astea atâtă și în sufletele astea atâtă zbuciumate, pentru că nu li se oferă nicio lumină, ci doar confete de alea sclipitoare, pe care nu te poți baza, nu le poți mânca, nu le poți respira, dar îți iau ochii. Aia este toată povestea. Oamenii aceștia, într-adevăr, cum s-a zis, erau postitori, erau trăitori, dar aveau o intensitate și nimic nu-i împiedica să facă cercetări de fizică de cel mai înalt nivel, de chimie, de filozofie. Nu există contradicție între domeniile cunoașterii. Toate domeniile cunoașterii se termină într-un punct, acolo sus. Și cu asta, din punctul ăsta de vedere, putem avea liniște. Liniștea e cât suntem pe drum, ca nu cumva să greșim drumul. Și Sandu Tudor nu l-a greșit. În momentul când și l-a descoperit, a mers pe el, mi-a bătut. Și cei din rugul aprins, e o lumânare, nici n-ai nevoie de un rug la urmă ca să mergi în noapte. E suficient o lumânare. Când e de mică, împrăștie toată noaptea. E, cam asta au făcut ei. Venea noaptea, ei au aprins rugul. Rămâne acum noi la rândul nostru cu lumânare să mai luăm ultimile din ultimile scânteale ale rugului și după putința noastră să-l ducem mai departe. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim să ne ajute Bunul Dumnezeu să luăm lumină, da, de la rugul aprins, pentru că dacă ne așezăm sub lumina unor astfel de modele, cu siguranță nu vom greși nici noi calea. Ar fi bine. În continuare, o să-l rugăm pe Părintele Profesor Universitar Dr. Nechita Runcan să ne prezinte tema pe care a pregătit-o, rezistența Bisericii Strămoșești și a fiilor săi în fața persecuțiilor dictaturii comuniste. Vă mulțumesc în primul rând pentru că m-ați invitat la această conferință națională, Părintele Daniel Sandu Tudor și chipul rugului aprins la ediția a treia. Mă bucur de asemenea că inițiativa aparține unor profesori de la
Facultatea de Teologie. Și că această inițiativă este cu atât mai lăudabilă cu cât în ziua de astăzi, așa cum spunea și domnul profesor, toate direcțiile omenirii sunt îndreptate spre plăcere și spre hedonism, spre iubirea de sine. Dar iată că vine un moment, ca simpozionul din seara aceasta, conferința aceasta, în care chipuri luminate ale epocii comuniste arată că pe lângă ideologia comunistă, care nu avea niciun sens, există o ideologie care are sens, și anume ideologia Evangheliei lui Hristos. Acești oameni, în preajma rugului aprins, au reprezentat făclii aprinse, candele aprinse în popor, ca să conducă mulțimea, fiii bisericii, să-i conducă pe drumul acesta de lumină, lumina învierii, lumina mântuirii. Conferința din seara aceasta se înscrie într-o sferă mai largă, și anume rezistența bisericii strămoșești și a fiilor săi în fața persecuțiilor dictaturii comuniste. Și de aceea m-am gândit, în calitate de istoric, să prezint câteva aspecte legate de această rezistență a bisericii strămoșești și a fiilor săi în fața persecuțiilor acestei dictaturi cumplite. A fost o probă de foc. Toată gama de prigonire și suferințe dezlănțuite diabolic de regimul ateu împotriva bisericii strămoșești în perioada anilor săi de dominație, 1945-1989. Regimul acesta ateu a activat de-a lungul acestui calvar de persecuții nu numai asupra bisericii, dar și a fiilor săi. Furtuna prigoanelor nu a alterat și nici nu a afectat ființa, structura teandrică a bisericii, ci dimpotrivă a întărit-o, a călit-o și cu adevărat, pe drept, putem spune că adevărul credinței a strălucit ca aurul lămurit în foc. Această realitate a confirmat-o pe deplin istoria primelor viacuri creștine prin exemplul miilor de martiri care l-au mărturisit pe Hristos, sfidând moartea și jertfindu-și viața pentru triumful adevărului evanghelic. Așa cum primii creștini au înfruntat prigoana păgânilor pășind la chinuri cu fruntea senină și piepturile deschise, tot așa și atleții credinței acestui popor născut creștin nu s-au intimidat și nici nu s-au înfricoșat de amenințările, chinurile și temnițele la care i-au supus călăii comuniști, ci au stat neclintiți pe temelia adevărului care este Iisus Hristos, Domnul nostru, așa cum citim la 1 Corinteni 3:11. Părintele Arsenie Papacioc, care a slujit la Techirghiol
ne spunea într-una din cuvântările sale: ne-au cerut lepădări de Hristos și de Sfinții Lui și nu ne-am lepădat, ferească Dumnezeu! O, cât de mică amăgire nu am făcut, măcar că știam că au cerut aceste lepădări insistent și sistematic, izolați în congelatoare, ca să poată obține măcar un cuvânt împotriva învățăturii Domnului nostru Iisus Hristos. Noi nu am cedat, nu am dat condamnări, ne-au dat condamnări mari ca tiranii cei mici să creadă cu adevărat că suntem mari criminali. Pe mine m-au condamnat 40 de ani. M-a distrat abuzul acesta și nesocotința, dar m-a costat. Iată ce mărturisește părintele Arsenie Papacioc. Suferința a sporit elanul martirii al mărturisitorilor lui Hristos și le-a luminat conștiința că cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Sigur că în preajma rugului aprins au fost o serie întreagă de teologi, au fost o serie întreagă de scriitori, au fost o serie întreagă de artiști, au fost o serie întreagă de mari duhovnici care au alcătuit împreună o adevărată universitate, o adevărată academie duhovnicească. Și mie îmi place să cred că în vremea respectivă rugul aprins a fost o adevărată academie duhovnicească. Găseai acolo discuții despre cultură, discuții despre știință, discuții despre cele văzute și cele nevăzute, dar mai erau și fapte concrete. Rugăciunea inimii, să-l vezi pe un scriitor că rostește rugăciunea inimii, să vezi pe un pictor, un arhitect, că face lucrul acesta împreună cu mari duhovnici din vremea respectivă, este un lucru cu totul, cu totul special. De aceea, rugul aprins și cei care au gravitat în mișcarea aceasta a rugului aprins, au făcut parte, așa cum am spus, dintr-o mare academie duhovnicească pusă în slujba rezistenței Bisericii Strămoșești și a fiilor săi în fața persecuțiilor dictaturilor comuniste. Dintre teologii de marcă m-aș referi aici la părintele profesor Constantin Galeriu, apoi părintele profesor Constantin Sârbu, părintele Dimitrie Bejan, părintele Alexandru Mazilu, arhimandritul Mina Dobzeu, părintele Calciu Dumitreasa, ieromonahul Ioan Iovan de la Vladimirești și alți mulți care ne rămân, așa cum a spus domnul profesor, modele și exemple, nu numai în capelă la rugăciune, ci și în amfiteatrele academice. De aceea, acești oameni de vocație ecumenică, de vocație largă, de respirație duhovnicească largă, toți aceștia au reprezentat atâtea modele în această academie duhovnicească a rugului aprins.
cine nu știe cu câtă râvnă și însuflețire propovăduia cuvântul lui Dumnezeu părintele moldovean Dimitrie Bejan de la Hârlău. Și o să dau un citat referitor la dânsul mai târziu. Ieromonahul Ioan Iovan de la Mănăstirea Vladimirești, părintele profesor Ioan Vefelea de la Arad și, așa cum am spus, părintele profesor Gheorghe Calciu Dumitreasa, care a scris acele cuvinte celebre către tineri. Părintele Calciu Dumitreasa, ni s-a impus nouă tuturor, spuneau cei de la Europa Liberă în data de 1 iunie 1978, ca un om sortit să redea viața conștiințelor noastre abătute. Cuvântul său avea asupra ascultătorilor darul de a trezi, de a consola și de a mobiliza. Părintele Calciu a devenit un caz notoriu. Aceasta se datorează faptului că el se prezintă nu numai ca un bun teolog, un predicator talentat, un preot capabil, dar și datorită faptului că este un creștin plin de curaj. Cu toate hărțuielile, securități ale propriilor superiori, auditoriul său devenea din ce în ce mai numeros. Liceeni, seminariști, studenți în teologie, la care li s-au adăugat de la o săptămână la alta tot mai mulți tineri din mediile laice, în cea mai mare parte studenți ai altor facultăți și institute din capitală. Mulți dintre aceștia au avut ei înșiși de înfruntat apoi presiunile securității, unii fiind chiar exmatriculați. Iată un citat din Răzvan Codrescu, portret de cruciat. Iată că acest cuvânt înainte la volumul părintelui Calciu Dumitreasa, războiul într-un cuvânt, cuvinte către tine și alte mărturii care au apărut și într-o editură din 2001. Onisifor Ghibu era, iată, un alt relatar, un alt om de cultură care ne spune următoarele. Capetele prea înfierbântate vor neapăra să vadă azi o contradicție între materie și spirit, între știință și religie. Spunea de asemenea el, eu cred că va veni vremea când materia și spiritul, știința și religia vor conviețui foarte bine și se va da lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu, iar cezarului ce este a cezarului, spune Onisifor Ghibu, care a fost un mare pedagog și un mare deschizător de drumuri în învățământ. Mina Dobzeu de la Huș a lansat guvernului României chiar un memoriu arătând suferințele bisericii strămoșești. Au fost și ierari care au protestat și cu indignare împotriva politicii inumane și necreștine a regimului ateu, chiar în primul deceniu de la instalarea lui. Amintim pe mitropolitul Irineu Mihălcescu al Moldovei și Sucevei, care a fost silit să-și dea demisia în vara anului 1947.
apoi mitropolitul Vasile Lăzărescu al Banatului. A fost destituit de asemenea în mod forțat mitropolitul Oltenie Nifon Crivian, episcopii Lucian Tritian al Romanului, Cosma Petrovici al Dunării de Jos, Gheronte al Constanței, au fost pensionați din oficiu, iar episcopul Grigorie Leu de la Huș, episcopul Andrei Magheru de la Arad și mitropolitul Moldovei și Sucevei Sebastian Rusan au fost otrăviți. Acesta din urmă se spune că a fost otrăvit pentru că vorbea prea deschis. El spunea oamenilor, nu vă lăsați după ăștia care zic că nu există Dumnezeu. Ăștia-s nebuni. Cum să nu existe Dumnezeu? Cine le-a făcut pe toate? Majoritatea ierarhilor, constrânși cu forța să-și părăsească scaunele lor, erau trimiși de autoritățile comuniste să viețuiască la mănăstiri. Așa amintim pe episcopii Partenie Ciopron, Pavel Șerpe, care sta la mănăstirea Horațiu, episcopul Eugeniu Laiu, care a păstorit și aici la Tomis, la mănăstirea Cheia, episcopul Nicolae Popovici, la mănăstirea Cernica, mitropolitul Tit Simedria, iar la mănăstirile Căldărușan, Curtea de Argeș și Cocoș, erau exilați o parte din episcopii greco-catolici. Cea mai grea lovitură s-a dat și monahismului, mai ales prin decretul Consiliului de Stat, numărul 410, din 28 octombrie 1959. Au fost scoși din mănăstiri cu forța foarte mulți dintre viețuitori. Amintim în acest sens scoaterea prin forța armatei a viețuitoarelor de la mănăstirea Vladimirești, în frunte cu stareța Veronica Barbu. Duhovnicul lor era monahul Ioan Iovan, și care au rămas neclintiți în credința și în rezistența lor. În această conjunctură, Biserica Ortodoxă s-a simțit nevoită să ia atitudine și mai ales prin patriarhii Justinian Marina, care a fost un om providențial ca să scape pe monași și monahii de scoaterea din mănăstiri, a inițiat o serie întreagă de instituții și de ateliere, de meșteșugărești, de confecționat covoare, broderii, uniforme, picturi, de tablouri, icoane, lucrări și sculpturi de lemn din piatră, prin ateliere diferite care au luat ființă în mănăstiri, au fost create mijloace de bază ca să asigure cinului călugăresc o existență materială onorabilă. Sigur că sunt multe lucruri de spus în legătură cu această atitudine a bisericii și a slujitorilor săi față de ideologia comunistă. O altă formă de rezistență născută și extinsă în mediul vieții monahale a constituit-o mișcarea duhovnicească, așa cum am spus în seara aceasta, Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim din capitală, inițiată și condusă de starețul acesteia, arhimandritul Dr. Vasile Vasilahi, între anii 1944-1948. Mișcarea unea în jurul ei spirite rafinate,
intelectual de elite, teologi de frunte, iubitori de frumusețe spirituale, imitatori ai vieții ascetico-mistici, practicanți ai rugăciunii inimii. Scopul mișcării a fost reînvierea curentului isihast prin adaptarea, transpunerea lui la climatul religios al vieții spirituale românești. Membrii mișcării se rugau în comun, rosteau discursuri teologice, meditații religioase pentru aprofundarea culturii patristice și adâncirea vieții filocalice. Sigur că toți aceștia care au făcut parte din rugul aprins, Sandu Tudor, Vasile Voiculescu, Mircea Vulcănescu, Ion Marin Sadoveanu, filozoful Alexandru Mironescu, pictorul arhimandrit Sofian Boghiu, pictorul și dirijorul arhimandritul Felix Dumneac, arhimandritul Roman Braga, arhimandritul Haralambie Vasilac, ieromonahul Arsenie Papacioc, arhimandritul doctor Benedict Ghiuș, apoi mai târziu distinși și profesor de teologie Ighe Savin, Tudorem Popescu, ilustru dogmatist al Bisericii Ortodoxe, părintele Dumitru Stăniloae, care participau frecvent la întrunirile cercului spiritual și de cultură ortodoxă de la Antim. Așa cum spuneam, mănăstirea Antim și rugul, mișcarea rugului aprins au devenit o adevărată academie spirituală sau de spiritualitate. Încheiem arătând că dacă unii ierarhi au elogiat conducerea statului ateu în cuvântările lor pastorale, au făcut-o din abilitatea de a salva destinul bisericii. Toate aceste daruri, toate aceste jertfe ale lor s-au concretizat prin faptul că biserica nu numai că a rezistat prigoanelor, dar a și învins, a dus mai departe lumina rugului aprins până în vremea a noastră. Așa se face că patriarhii următori, Iustin Moisescu și Teoctist, au mers pe același drum de întărire și de promovare a mișcării rugului aprins, dar nu numai atât, ci prin faptul că au știut să-și protejeze, să-și apere pe fiii lor duhovnicești, în așa fel încât Revoluția din 89 să-i reașeze în panteonul celor care s-au jertfit pentru binele poporului și pentru binele nostru. Motiv pentru care suntem, iată, în seara aceasta aici prezenți. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, părintele profesor, pentru cuvântul de învățătură, pentru frumoasa prelegere pe care a susținut-o. Reținem că inițiatorul, catalizatorul, organizatorul rugului aprins a fost părintele Daniel Sandu Tudor, era fratele Alexandru, după care, da, monacul Agaton și ierosimonacul Daniel Sandu Tudor, da, pentru că mișcarea rugului aprins nu a semnat doar mișcarea de la mănăstirea Antim. Este important să reținem acest lucru. Sigur că deschiderea către ceea ce a fost această mișcare duhovnicească s-a petrecut la Antim și era stareț atunci Vasile Vasilachi, dar inițiatorul este, dincolo de orice echivoc, părintele Daniel Sandu Tudor.
E foarte important faptul că părintele profesor ne-a amintit de acel decret 410, care a fost o lovitură atât de puternică pentru fenomenul monahal. De altfel, arestarea lotului rugului aprins din 1958 prevestea, era nimic altceva decât o amenințare că Alexandru Drăghici, ministrul Alexandru Drăghici, își pregătea această lovitură de grație dată bisericii noastre, fenomenului monahal, pentru că am constatat că adevărata rezistență la ceea ce însemna acest regim totalitar ateu o reprezenta, de fapt, biserica și armata neagră. În continuare, ne va vorbi părintele decan, părintele profesor universitar, dr. Bogdan Moise, despre la fel despre persecuțiile dictaturii comuniste, câteva impresii despre mișcarea duhovnicească Rugul Aprins. Mulțumesc! Onorat auditoriu, vă mărturisesc că e o onoare pentru mine ca să vorbesc în cadrul acestei manifestări, organizat atât de frumos de colega noastră, doamna profesor Carmen Ciornea, cu care ne cunoaștem de mult și împreună cu care am participat la multe evenimente deosebite, atât cu mult timp în urmă în cadrul seminarului teologic de aici, de la Constanța, unde împreună activam, și mai apoi aici, în cadrul facultății noastre de teologie. Ceea ce vreau să vă prezint eu sunt ceva impresii pe care le-am dobândit și le-am resimțit în urma întâlnirii mele cu părintele Daniil Sandu Tudor. Și vă spun aici că nu știam foarte multe până să aflu de la doamna profesor Carmen Ciornea că se ocupă și cercetează această mișcare duhovnicească Rugul Aprins, și mai ales fiind invitat ca să spun câteva cuvinte aici, în fața dumneavoastră, am fost sigur nevoit să mă documentez și am aflat mai multe lucruri care m-au surprins și care mi-au dăruit impresiile pe care eu vreau să le expun aici, în fața dumneavoastră. Am găsit lucruri care mi-au atras și mie atenția și la antevorbitorii mei. Și m-am bucurat foarte mult să fie așa. Domnul Cristian Crăciun atât de frumos v-ați exprimat și a spus că, citind publicistica vremii a lui Sandu Tudor, cum ați zis, simți tremurul frunzelor istoriei. Așa de frumos, mi-a plăcut foarte mult. Și într-adevăr, așa este. Deschizând și răsfoind cartea doamnei profesor, ai chiar sentimentul acela că ești acolo sau că se face un stop cadru al anului respectiv, al lunii respective, al zilei respective și simți vibrația zilei și a momentului de atunci. Dar mai mult decât atât, am sesizat și altceva, citind mai multe, în mai multe locuri în carte, dar ceva mi-a atras atenția și chiar s-a potrivit foarte, foarte, foarte mult. Și vreau să vă împărtășesc și dumneavoastră lucrul acesta. Alaltă ieri am deschis cartea doamnei profesoare și s-a deschis într-un loc unde se povestea așa, se spunea așa. Sandu Tudor nota în felul următor. Despre o întrunire, o întâlnire între, fiindcă suntem într-o universitate aici și suntem în membria unei comunități academice, era vorba despre o întrunire a unei mari universități din București între Consiliul Profesoral de acolo, cadrele didactice și studenți. Cadrele didactice dorind să vorbească și să se adreseze masei studențești din fața lor. Însă se pare că ceva nu mergea bine, studenții nu erau mulțumiți și ori de câte ori unul dintre profesori dorea să ia cuvântul, ca un personaj colectiv bine pus la punct, studenții își făceau datoria și în stilul lor opreau discursul. La primul, la al doilea, la al treilea, până când unul dintre profesorii de acolo, care culmea
era controversat și care nu prea era apreciat de către studenții din sală, s-a simțit dator ca să se ridice și să-i apostrofeze într-un mod, știu eu, poate chiar jignitor pe studenții care își spuneau și ei opinia în felul în care erau lăsați și cum puteau ei să o facă, adresându-le câteva cuvinte și referindu-se la niște repere morale pe care ei, studenții, ar trebui să le aibă. Bineînțeles că s-a făcut liniște dintr-o dată și s-a auzit în această liniște o voce baritonală care a strigat: dumneata, ne vorbești de moralitate? Și a marcat în continuare despre ce era vorba, nu mai spun aici. În orice caz, profesorul a tăcut în momentul acela și s-a retras. Și de data aceasta, personajul colectiv al studenților și-a făcut datoria și a punctat ceea ce trebuia. Asta a fost alaltă ieri. Ieri citesc presa și citesc despre ceva care imediat m-a trimis cu gândul la ceea ce citisem în cartea doamnei profesor și ceea ce scrisese Sandu Tudor cu 100 de ani în urmă. Parcă istoria se repeta. Un mare, știu eu să-i zicem, scandal pe tema unirii a două, fuzionării a două universități mari, o universitate mare din București și una mare de la noi din Constanța, unde tot așa studenții se întâlneau cu cadrele didactice și unde cadrele didactice se străduiau să-i convingă de faptul că este foarte bine așa, iar studenții, tot așa ca un personaj colectiv, au rezolvat situația și au spus punctul de vedere și au întrerupt această inițiativă de a fuziona, de a se fi unite cele două, pierzându-și, bineînțeles, identitatea cea de la Constanța, cele două universități despre care vă spuneam. Iată cât de repetitivă este istoria și ci trăim acum ceea ce citim că s-a petrecut în urmă cu 100 de ani. Asta așa, doar ca o paranteză, ceva ce mi-a atras atenția. Totodată, părintele profesor Nechita Runcan a pomenit de lucruri despre care am citit și care m-au marcat când am citit despre ele. Ați vorbit, părintele, de părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, acolo. Tot așa, un moment din perioada de tensie a părintelui Calciu Dumitreasa. Era o noapte de Paște și a fost foarte mișcat de faptul că auzea clopotele și că nu putea merge la... Era în celulă, la Iud. Și a început să cânte Hristos a înviat în gând, apoi șoptit și apoi cu voce tare până a venit gardianul și i-a tras câteva ca să-l facă să tacă. Totuși nu l-a părăsit această, să zicem, bucurie sufletească, duhovnicească, ce îl inundase la gândul că se petrecea învierea Domnului chiar în noaptea aceea, deși el era în celulă. Și s-a hotărât că a doua zi dimineață, când venea gardianul, și era un gardian de tură în ziua aceea, scrie el acolo, blond și diabolic de frumos, cu ochii albaștri, tânăr și care bătea îngrozitor. Bătea uneori până la moarte, bătea până la sânge, bătea până când nu se mai ridica de ținutul de jos. Atât era de rău. Și nu se lăsa pe tura lui dacă nu bătea pe cineva. Și când s-a făcut prezența și a intrat acest gardian, zice, cu ochii în ochii lui și cu seninătate i-am strigat: Hristos a înviat! Ar fi urmat o bătaie cruntă. Tot cu aceeași seninătate, gardianul i-a răspuns: adevărat, a înviat și a trecut mai departe. Nu știa ce se întâmplă, ce se petrece. Și notează el acolo: în celula mea era ca o ceață albăstrie, prezența Duhului acolo care îl apărase și care îi susținuse tot ceea ce simțea în momentele acelea. Am încercat și seara experimentul, povestește părintele Caciu Dumitreasa, cu un alt gardian, m-a bătut rău, a spus. Acestea sunt lucruri prin care au trecut și cei care au fost membri ai mișcării Rugului Aprins. Și cum spunea înalt preasfințitul, într-adevăr, ei au fost întăriți de faptul că erau acuzați pe nedrept și trăiau o nedreptate. Însă, să recunoaștem, o nedreptate întotdeauna ne cam dărâmă, ne șubrezește. O nedreptate te poate duce la depresie.
De fapt, ei mai aveau ceva cu ei acolo. Nu gamela doar pe jumătate plină sau de cele mai multe ori goală putea să-i susțină acolo, ci altceva, sufletul lor care era plin și prea plin de lucruri pe care le făcuseră înainte ca să fie arestați și aduși în detenție. O rudă de-a mea care a făcut pușcărie politică mi-a povestit foarte mult lucruri de acolo și, între altele, îmi spunea așa, cele mai grele, 5 ani a făcut pușcărie peste tot, cele mai grele treburi și cele mai grele lucruri de făcut erau date preoților. Dacă venea un tren de descărcat noaptea, dacă trebuia să fiu încărcat un tren cu piatră la miezul nopții sau alte lucruri grele de făcut, să iasă popii întotdeauna. Ei erau cei mai mult asufriți, cei cel mai des bătuți, lor li se dădea hrana cea mai proastă și cu toate acestea își asumau cu demnitate această suferință, așa cum au făcut membrii mișcării rugului aprins. Deci, vă spuneam că toate acestea le suportau pentru ceea ce au fost ei înainte și pentru ceea ce făcuseră până acolo. Și acum ne întoarcem, sau mă întorc eu, la personalitatea părintelui Daniil Sandu Tudor. Citind despre viața și despre activitatea lui, simțeam că parcă îl știu de undeva. Recunosc că în cărțile, disciplinele, materiile pe care le-am studiat la seminarul teologic, la facultatea de teologie, nu s-a vorbit sau nu existau teme speciale pentru asta. Poate doar un paragraf pe aici, pe acolo, ascuns, știu eu, sau poate chiar deloc, dacă îmi amintesc. Nu prea se vorbea despre rugul aprins și nici între noi, colegii, nu prea am vorbit, profesorii nici atât. Doar așa, din când în când, dar trecător ne-au amintit câte ceva. La întâlnirea mea aceasta cu rugul aprins, am fost și eu parcă marcat așa de faptul că simțeam că aș mai fi citit odată, mai citisem odată ceea ce citeam acum. Era ceva cunoscut pentru mine ceea ce citeam, deși citeam pentru prima oară. Adică este, oricum, atrage atenția foarte mult și te impresionează faptul că găsești un personaj care, dintr-un monden recunoscut, cum era Sandu Tudor, un publicist, căruia nu era străine cârciumile vremii, restaurantul Capșa, întâlnirile în aceste locuri unde se trăia. Se trăia așa cum se trăiește într-o capitală, unde oamenii vremii se adună și trăiesc după regulile vremii. Așa era Sandu Tudor și din acest Sandu Tudor se ajungă un trăitor atât de mare și un purtător de practici isihaste aici, la noi în țară, aduse de la Sfântul Munte. Să citiți viața lui, cei care se ocupă de doamna profesor, care are culoare de cercetare pe rugul aprins și pe Daniil Sandu Tudor și ceilalți vorbitori, știu foarte bine lucrurile acestea. Vândem pentru dumneavoastră, dacă n-ați ajuns să știți despre viața lui, să vedeți cât de frumos s-a convertit și în ce fel, trecând prin muntele Athos, ce l-a mișcat acolo în mod deosebit, încât a plecat ca pelerin în pantaloni scurți să viziteze muntele Athos, ca un fel de reacție la ceea ce publicase o ziaristă franțuzoaică, ce pătrunsese în Sfântul Munte deghizată în bărbat și, întorcându-se de acolo, râdea sau știu eu, atacase și critica cele ce văzuse acolo. Cum, plecând Sandu Tudor, am zis, ca un simplu pelerin la Sfântul Munte, se întoarce de acolo cu rugăciunea inimii în minte și în suflet, și cu începutul acestei practici isihaste pornite de la Sfântul Grigorie Palamaș și de la Sfântul Simeon, noul teolog, care avea să devină și mentorul lui spiritual, după care avea să se ghideze, cu toate acestea venind, deci reîntorcându-se în țară și înființând mișcarea duhovnicească, spirituală, a rugului aprins, despre care vorbim acum. Și mai era ceva. Mai multe m-au impresionat din viața lui, dar am mai găsit o legătură, doamna profesor, între Sandu Tudor, rugul aprins, și, haideți să vă spun, zona în care m-am născut eu.
zona mea de Baștina, Munții Buzăului. Legătura se face printr-unul dintre membrii Rugului Aprins, și anume Vasile Voiculescu, un scriitor cu care am crescut și care este din comuna Pârscov, județul Buzău, la câțiva kilometri de localitatea unde m-am născut și am trăit eu. Și ori de câte ori merg la casa părintească, trec pe lângă casa lui memorială și, credeți-mă, mă închin ca atunci când trec pe lângă o biserică. Și îmi aduc aminte că am crescut cu proza lui Vasile Voiculescu. La mine în casă se citea Vasile Voiculescu, mai târziu cu poezia lui. Și că acea emoție pe care o simțeam chiar de la vremea gimnaziului, citind proza lui, chiar și proza fantastică, era o taină acolo în proza lui Vasile Voiculescu, o vibrație aparte. Era ceva mistic care nu-mi explicam eu la vârsta aceea ce ar putea fi. Acum am făcut legătura. Era în foarte mare legătură ceea ce scria el, mi-am dat seama mai târziu, cu faptul că în zona mea de Baștină, între secolele 17 și 19, au activat peste 40 de schituri și așezăminte monahale, precum și sihăstrii, chilii. Fapt ce a făcut pe unii să afirme că chiar arealul acela s-ar putea numi atosul românesc. Acolo se practica isihasmă. În scrierile lui și în proza lui, Vasile Voiculescu face referire de multe ori, într-un anumit fel, la practicile din zonă, la practica isihasmului de acolo. Și iată cum, m-am gândit eu, isihasmul din Muntele Atos se reunește cu isihasmul din zona pe care am menționat-o prin doi oameni, Sandu Tudor, părintele Daniel Sandu Tudor, și Vasile Voiculescu, despre care cineva spunea așa, că în, și dumneavoastră știți mai bine, doamna profesor, în Rugul Aprins erau două facțiuni, sau două, să zicem, grupuri. Grupul literar și grupul duhovnicesc. Unul singur făcea parte și din grupul literar și din grupul duhovnicesc, și acesta era Vasile Voiculescu. Nici nu vă închipuiți cum este zona aceasta, este într-adevăr o zonă mirifică. Dacă intrați pe internet și căutați, o să vedeți acolo urme ale isihasmului în pământ românesc. Am vizitat foarte multe dintre ele și mi-amintesc ceva și o să închei cu asta. Prin anul 1980 sau 1981 am fost vizitați acasă, tatăl meu a fost preot acolo în comună, am fost vizitați acasă de către marele patrolog, părintele Ioan Ghecoman. Părintele Ioan Ghecoman a venit, întrucât scria părintele profesor o patrologie românească la acea vreme, a rezervat un capitol pentru manifestările de isihas din zona Munților Buzăului. A scris despre ele din sursele pe care le-a avut, însă a zis că nu vreau să închei și nu vreau să public până când nu văd cu ochii mei. Era în vârstă, nu putea să mai bată cu pasul, pentru că sunt locuri accidentate pe acolo, păduri nepătrunse, dealuri abrupte, spre munte, sub dealurile acestea sunt chiar sub vârful Penteleu. Vreau să văd, a spus părintele, înainte să public, cum arată această zonă. A venit la noi, a stat la masă acasă. Știam cine este, îi vedeam spiala lui tata pe lângă părintele care îi fusese profesor și aveam și eu emoții la rândul meu. Cât puteam înțeleg atunci, eram clasa a 5-a sau a 6-a. M-am pus și câteva întrebări și dânsul soție era profesoară de franceză, m-a întrebat ceva în franceză, să le și acolo, vă dați seama. L-a dus tata acum așa, într-un punct, părintele Ioan Ghecoman, de unde se vedea așa cu ochii tot arealul în care erau împrăștiate aceste așezăminte rupestre. Stat, a uitat, a cântărit, mult timp a stat și s-a uitat, după care a afirmat așa: trebuie să schimb cel puțin 12 pagini, pentru că nu mi-am închipuit că este așa și că poate fi așa. Este mult mai mult decât am citit și i-am închipuit. Această zonă și această atmosferă l-a influențat, zic eu, și pe Vasile Voiculescu când a scris despre isihas și când a scris proza, și mai apoi s-a întâlnit cu isihasmul
practicat de părintele Daniil în cadrul mișcării Rugul Aprins. Sunt câteva dintre amintirile pe care le am, așa, și care am simțit că au legătură cu ceea ce se petrece în seara aceasta aici. Știți ce am întrebat-o de curând, acum, poate chiar? Nu, cred că ieri, pe doamna profesor, că este foarte frumos ceea ce a făcut până acum și mă întreb ce mai urmează. De ce se mai apucă doamna? Și mi-a zis, urmează credința. Pe loc nu mi-am dat seama la ce se referă, dar m-am gândit așa, doamna trece de la filologie la teologie, vrea să facă vreo introspecție atentă așa în lumea credinței lui Sandu Tudor, în ceea ce însemna practica lui Sihastă. Dar nu după mult timp mi-am dat seama că doamna mai are de lucru în arhivă și în bibliotecă, fiindcă o așteaptă ziarul Credința ca să-l aducă la lumină. O felicităm pentru organizarea de astăzi, îi dorim succes, iar eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumim noi, părinte Ridecan, pentru emoționanta cuvântare și îl invităm pe colegul nostru, lectorul universitar dr. Ionuț Pircalan, care ne va prezenta tema sa, observații asupra sinaxarului lunii noiembrie. Va face referire aici la profilul părintelui Dumitru Stăniloae. Să-l ascultăm. Vă mulțumesc frumos pentru onoarea de a mă asculta la o oră destul de înaintată, după antevorbitori atât de captivanți. Voi începe cu o remarcă pe care a făcut-o un cercetător care atrage mișcarea sihastă și urmând în cercetarea sa și datele de comemorare a Sfinților Părinții Sihaști, a făcut această observație foarte pertinentă, că Providența Dumnezeiască Divină a așezat chiar în calendar acest mănânc de trăitori într-o comuniune și dincolo de această viață. Dacă analizăm luna noiembrie în calendarul creștin, nu putem să nu observăm această succesiune frapante de culmi ale Ortodoxiei, începând în special în nucleul lunii, miezul ei, cu data de 14 noiembrie, când este sărbătorit cel care a sistematizat învățătura despre Isifas, Sfântul Grigorie Palama, ierarhul Tesalonicului. Mai târziu, pe 15 noiembrie, avem pomenirea Sfântului Paisie de la Neamț sau Bericicovski. De asemenea, o personalitate care a revigorat și a produs o renaștere a Isifasului în Ortodoxia răsăriteană, în special, și nu putem să nu amintim și următoarele două zile cu o semnificație la fel de importantă, pe 16 noiembrie, data de naștere a părintelui profesor Dumitru Stăniloae, traducătorul monumentalei colecții de volume filocalice, pe care am îmbogățit-o cu alte două volume cu un conținut de scrieri asupra isihasmului, iar pe 17 noiembrie avem pomenirea pe care o comemorăm astăzi a părintelui Daniil Sandu Tudor, eroschimonahul martir de la Iud, de la care trece la cele veșnice pe data de 17 noiembrie, astăzi se împlinesc 60 de ani. Ați crede că s-a încheiat acest fluviu de sărbători, dar urmează încă unul care culminează sau rămâne reper pentru toți ceilalți trăitori ai rugăciunii și ai isihasmului și cred că v-ați dat seama la acest model de rugător de isihasm trimite o lucrare a Sfântului Grigorie Palama, Maica Domnului, sărbătoarea intrării
în biserică sau aducere la centru a Maicii Domnului pe 21 noiembrie. Maica Domnului să vă ofere ocrotire sau așezat și cei care au vibrat la intensitate sau pe aceeași frecvență cu Părintele Daniel Sandu Tudor în la rugul aprins. Maica Domnului fiind cea care rămâne model peste și susținătoare a tuturor care practică rugăciunea inimii, care nu este o rugăciune dificil de rostit, de practicat, pentru că nu ne împiedică, cum spunea un părinte contemporan, Marcu Toma, de la nicio altă activitate. Și este atât de puternică rostirea ei, pentru că conține numele de care se tem abisul iadului și toate puterile întunericului al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Legat de aceasta, în discursul meu, intenționam să prezint și profilul biografic al Părintelui Dumitru Stăniloae, născut pe data de 16 noiembrie, însă cred că este suficient să fac o simplă observație, pentru că personalitatea sa este atât de vastă și greu de cuprins într-o sinteză. Părintele Dumitru Stăniloae, de fiecare dată când începea să scrie și să studieze, își rezerva orele dimineții, după cum mi-a mărturisit domnul profesor Anghelescu, următorul meu de doctorat, pentru studiu, pentru traducere din Sfinții Părinți. Primul pas pe care îl făcea era să închine o rugăciune către Fecioara Maria, Maica Domnului. Să rostim și noi cu acordul Părintei Decan o rugăciune către Maica Domnului, protectoarea rugului aprins și modelul de isihas pentru noi. E chiar rugul aprins. Da. O să rostim la închiere, da. Mulțumim și noi. Mulțumim colegului nostru pentru emoționantul discurs, dar nu lipsit, sau poate tocmai că prin emoția pe care a transmis-o ne-a sensibilizat și a conținut o substanță aparte de care aveam nevoie, chiar dacă în conferința noastră, iată, s-a prelungit. În încheiere, am să vă prezint cum anume m-am apropiat de acest fenomen al rugului aprins. Spuneam că sunt 5 volume care, grație sprijinului directorului editurii Icona, au apărut la această editură pe care o conduce. Primul volum care a apărut la editura Icona este Chipul rugului aprins. În cadrul acestui volum veți întâlni în special interviuri. Cum s-a născut această idee, acest proiect? Pentru că a te apropia la 30 de ani de un astfel de subiect, a-ți permite să tratezi despre o mișcare duhovnicească, de o asemenea profunzime, de o asemenea învergură, este un angajament foarte mare. Și bineînțeles că am avut fricile mele pe care nici astăzi nu le-am depășit și nici nu pot să le depășești. Despre rugul aprins există și foarte multe lucruri pe care ar trebui să le spunem prin tăcere. Putem, nu știu cât despre rugul aprins, cât întru rugul aprins să ne apropiem de ceea ce a însemnat de fapt această mișcare duhovnicească. Să vorbim despre isihas, despre ortodoxie, cu armele științifice, este impropriu. Și tocmai de aceea am considerat, primul pas a fost acela de a merge la arhive pentru a face o cercetare serioasă. După câteva luni de studiu, de simtire, pentru că a aluneca în logica securității este un pericol foarte mare
în care, evident că am alunecat și eu, nu venea să cred că acele personalități pe care le cunoșteam prin operele lor, prin mărturiile celor care îi cunoscuseră, făceau ceea ce exista conform informațiilor pe care le-am găsit în dosarele din Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Evident că se impunea un dialog. Cei care trebuiau să decodeze acele procese verbale de interogatoriu, cel puțin erau cei care au trăit în mod direct atrocitățile sistemului concentraționar, închisorilor, care au fost mutilați sufletește, care au, nu știu cât sufletește, că asta n-au reușit să o facă, ei au rămas integri, dar care i-au așezat așa în statutul de peripsena mundii. Ei deveniseră ostracizații, persona non grata. Și în viață am mai găsit pe domnul Emanuel Mihăilescu, pe domnul Nae Rădulescu, singurul care supraviețuiește și astăzi în Germania la Augsburg, pe părintele Nicolae Bordașiu, care a fost singurul ce îmi putea mărturisi ce a însemnat prezența părintelui Ivan Culâghin de la Mănăstirea Antim, cum anume au primit, cum anume a luat ființă mișcarea rugului aprins de la Mănăstirea Antim, care au fost prefacerile pe care le-au simțit sub ochii cumpliți, da, ai regimului totalitar comunist. Ei au reușit să găsească o formă de prezervare a umanității, pentru că asta a fost, de fapt, rugul aprins. O îndrăzneală duhovnicească, spirituală, o ascuțime, o simbioză între cult și cultură fără precedent. Domnii Emanuel Mihăilescu, domnul și Nicolae Rădulescu au fost aceia care au realizat și cheia de lectură a proceselor verbale de interogatoriu care le-au fost luate atunci, în 1958, când au fost arestați, da, lotul a cuprins 16 persoane, 8 clerici, 8 laici, dintre aceștia 5 erau tineri, 3 au fost arhitecți, George Văsâi, Nicolae Rădulescu, Emanuel Mihăilescu, Dan Grigore Pistol, da, a fost și el acolo și sigur băiatul profesorului, prietenului foarte bun Alexandru Mironescu, Șerban Mironescu. Mai găsiți în acest volum și un portret al lui Sandu Tudor Laicul. Foarte multe inexactități din nefericire circulă legate de postura laicului Sandu Tudor. O scrisoare, mi-a fost mijlocită această dovadă, această probă a ce a fost Sandu Tudor din postura de laic, tot de domnul Emanuel Mihăilescu. O scrisoare de despărțire, iată, vorbim de o corespondență intimă, între Sandu Tudor și prima sa soție. Cum am să dau lectură? Da? Pentru a-l vedea pe Sandu Tudor, laicul, în momentul de maximă tulburare, când te desparți, după 6 ani de conviețuire, de soția ta. Cum anume se adresează? Ea este datată 8 martie 1931. Vergi, laturei tale cele bune pe care am cunoscut-o cândva, mă adresez. Să mă asculți cu toată pacea sufletească în acest ultim răgaz al despărțirii. Multe păcate am purtat în noi de am ajuns la acest fel de rezultat. Unele greșeli eu mi le cunosc. Altele din pricina nedesăvârșirii, nu. A venit însă vremea să-mi iau asupra mea totul. Nu caut prin aceasta să fac să sune vreo coardă a sentimentalismului. Nu. E ceva cinstit și hotărât care mă face să-ți scriu. Toate valurile de miraj s-au sfârșiat. Toate sunt așa cum sunt și le recunosc ca atare. În ceea ce mă privește, atenție, din copilărie am înțeles
că rostul meu e să slujesc în chip viu, pe deplin, adevărul cel viu și deplin, care cu un cuvânt învechit se zice Dumnezeu. Dar l-am trădat. Când m-am întâlnit cu tine, semne și împrejurări mi-arătau că trebuie să merg să-l slujesc pe el. Dar din nou am trădat. M-am recules însă atunci și am încercat să fac din legătura noastră, care era pornită dintr-o greșeală inițială, dintr-o poftă trupească, să fac tot o slujire a lui. Drumul însă era greșit, cuprindea în sămânța lui păcatul. Iar eu am fost prea om, prea slab, prea păcătos. Tu nu mi-ai înțeles buciumul. Am fost cel care vorbește prea mult din cărți. Dacă ar fi fost un păcat acesta. Azi, după 6 ani, mă ridic din nou, mă scutur. Auzi sunând un ceas nou. Poate e cea mai mare răspântie a vieții mele. Îmi bate un ceas grav de deșteptare deplină. Trezit, văd limpede în fața mea, îmi dau seama ce am făcut, știu precis, mai bine ca oricând ce trebuie să fac. Mă simt dator să-ți repet toate acestea, să te fac să înțelegi un lucru esențial care și pe tine te privește. Întâlnirea și zvârcolirea cea de 6 ani, îndeolaltă, este o realitate crudă care stă între noi. Ai cunoscut în toată această vreme, în clipele cele mai intime, care era năzuința mea cea adevărată, voiam să-l slujesc. Și sufeream, și suferei. Această suferință nu trebuie socotită ca un blestem. Așa ne-a fost dat să privim lucrurile mai adânc. Toate în viață mai au și un înțeles ascuns. Azi, pentru mine, acest înțeles se descoperă. Iau totul ca o pricină de ispășire. Așa ar trebui să o faci și tu. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a adus să înțeleg ceea ce înțeleg acum. Am fost un bici de chin pentru tine, cum spui, precum și tu mi-ai fost mie bici de chin. Drumurile noastre s-au despărțit fără voia noastră, așa cum s-au întâlnit fără voia noastră. Nu vom mai suferi unul din pricina altuia. Să ne ridicăm, deci, mai presus de noi, din clipa aceasta, mai presus de mândria rănită, adevărul spune să iertăm de 70 de ori câte 7. Să ne iertăm unul pe altul de tot răul. Plec. Hotărât în fundul sufletului eu. Auziți cum se autocaracterizează? Nebunul, boul mistic. Să mă împac cu adevărul cel viu, cu Dumnezeu. Nu e niciodată prea târziu. Voi primi toate umilințele ca un semn al iubirii lui. Azi am un semn limpede și curat, care mă îndreptățește să cred că și-a adus aminte de mine pentru puțina credință pe care totdeauna i-am păstrat-o chiar în clipele mele de rătăcire. El mi-a întins mâna în chip vădit și mi-arată o cale fără greș. M-am hotărât să împlinesc această veche chemare, m-am hotărât să mă fac cum trebuie slujitorului. Căsătorit cu tine, nu puteam să fac acest lucru. Știi de ce? Azi, peste răul dintre noi, îndrăznesc să nădăjduiesc un bine pentru alții. Ca să fiu însă cu totul slobot față de cele ce va trebui să fac, e nevoie să pui pace între mine și ceilalți, între mine și tine. Își cer cinstit și simplu iertare pentru tot ce ți-am greșit, pentru tot ce te-am făcut să înduri, pentru tot ce te-am îndurerat. E la libera ta voie să o faci sau nu. Cât mă privește pe mine, fără a face vreo frază frumoasă și goală, îți mulțumesc. Pentru tot binele și răul, îți mulțumesc, mai ales pentru tot răul. Știu că în mare parte nu ai voie să-l faci și nu știai că-l făceai. Îți mulțumesc și pentru tot răul pe care îl mai poți, pe care îl mai poți să-mi faci. Dumnezeu să-ți dea pacea sufletului de care ai atâta nevoie. Sandu. Aceste rânduri, cele din urmă, sunt numai pentru tine. Nu și pentru prietenia indiscretă care îți voiește atât de mult binele. Iată, este corespondența intimă. Acesta era Sandu Tudor, laicul. Următorul volum pe care l-am scos, Sandu Tudor și asociațiile studențești creștine din România interbelică, care de altfel este documentat la sfârșit, veți găsi dumneavoastră toate documentele
care mi-au servit drept surse pentru argumentele acestei cărți. O să vedeți un Sandu Tudor din postura, evident, tânăr, student, drept, drept un titrat teolog. Un om care la vârsta de 20 și ceva de ani, iată, da, 30, știa să spună nu politicului. Știa să nu se angajeze în polemicile sterile, care nu contau. Un student nu a făcut facultatea de teologie, trebuie să clarificăm acest lucru, dar a făcut facultatea de litere și filozofie, a terminat-o și de ce îmi permit să spun acest lucru, deși în istoriografie există multe opinii conform cărora el nu ar fi absolvit o facultate, pentru că el o spune. În procesul verbal de interrogatoriu, în primul proces când era în postura de monah Agaton, întrebat, da, spune că este licențiat în litere și filozofie. Prin urmare, să-i dăm credit. A terminat această facultate și da, observația pe care ați făcut-o dumneavoastră, și mă bucur, da, se vede că sunteți lectorul volumului Sandu Tudor, articole din Floarea de Foc, el s-a înscris și la Facultatea de Belart. De asta este un critic plastic atât de precis, atât de exact și atât de erudit, pentru că în toate acele interpretări îi vădesc această erudiție. A intrat în rândul ASCR-ului, devenit ulterior ASCB. De ce aceasta? Pentru că ei trebuiau să se, să se constituie într-o federație. O să încerc să sintetizez, să nu prelungesc foarte mult cuvântul meu. Spre deosebire de UNSCR, adică Uniunea Națională a Studenților Creștini din România, care erau numeroși și care au reprezentat pentru politic o masă pe care au manipulat-o, îi subvenționau la toate congresele, trenul, cazarea, erau subvenționate. Foarte multe dintre conferințele pe care le susțineau studenții din cadrul Uniunii Naționale a Studenților Creștini din România priveau cu precădere situația grea a studentului, pentru că era o situație foarte grea. Reforma agrară a adus după sine prefaceri fundamentale ale societății noastre, prefaceri necesare, salutare. Reforma agrară a fost un pas enorm. Dar pentru prima dată tânărul reușea să iasă din cadranele osificate de generații, să depășească condiția bunicului, tatălui, care, eu știu, aveau, trăiau din obiceiuri manufactiere, să spunem, din practici manufactiere și să acceadă la alte poziții, să devină avocații, să intre în administrație. Iată, pentru prima dată principiul meritocratic își putea găsi o practică evidentă în societatea noastră. Sigur că limitele meritocrației au apărut destul de repede și șomajul intelectual și ceea ce se petrecea în facultățile noastre. Nu eram pregătiți, numărul acesta, afluența enormă de studenți a adus foarte multe necazuri. Nu existau săli suficiente, căminele de demise, focare de infecție, tifos, tuberculoză și alte lucruri. La fel, mâncarea, așa cum am spus, taxele care apăreau peste noapte și care erau împovărătoare. Și culmea, după ce treceai prin toată această odisee, la capătul drumului, ce te aștepta? Șomajul? Nimic. Era o situație foarte grea. Cumva aceste mișcări sociale, nu cumva, erau justificate, aveau dreptate, da, să revendice anumite lucruri. Dar, așa cum am spus, și ei erau studenți. Și Mircea Vulcănescu, și Sandu Tudor, și Paul Sterian. Dar ei au ales o cu totul altă cale. Ei au ales să fie aceia, dintre puțini, care nu s-au lăsat manipulați nici de ASCB-ul, ASCR-ul devenit ulterior ASCB, a apărut sub auspiciile INCA, care era o mișcare mondială de sorginte protestantă. În momentul în care li s-a cerut
să incrimineze public derapajele, violențele studenților din UNSCR, ei au spus nu. Bineînțeles că și asta i-a costat. Da, adică ei aveau sediul ASCB-ului, coincida cu sediul INCA-i. Mai existau și alte facilități, care bineînțeles că au fost imediat suprimate, imediat ce a venit acest refuz al lor. Nu au acceptat nici plasa de siguranță a politicului. Și asta cum se traducea? Păi UNSCR-ul, de exemplu, avea organele de presă, Cuvântul Studențesc, Apărarea Națională. Păi acestea apăreau într-un tiraj impresionant. Tot ceea ce spuneau ei ajungea, era diseminat la scară largă. Toate revendicările de natură socială, numerus clausus și acele lucruri despre care vorbeam, da, lipsa sărilor și alte neajunsuri, da, circulau. În schimb, de partea cealaltă, săracii ASCB-iști, da, ASCB-iști, cum vezi dumneavoastră, aveau un amărât de buletin pe care litografii, doar două numere au reușit să fie tipărite. De ce? Bineînțeles, lipsa de fonduri. Cum de ei nu aveau fonduri? Foarte clar, refuz politicul, nu ești subvenționat. Ei, iată, au fost verticale, au fost inflexibili, dar acele, dacă vă duceți dumneavoastră la Biblioteca Academiei, sau poate voi reuși să scot un alt volum în care să vedem ce a însemnat acel buletin, veți vedea că substanța, greutatea, filozofia, tratarea cu seriozitate a problemelor interconfesionale, a problemelor teologice din acel buletin care apărea în acele condiții mizere, depășea cu mult ceea ce circula la scară largă în celelalte două organe de presă de pe care vi l-am amintit, Apărarea Națională, respectiv Cuvântul Studențesc. Să nu fiți căldicei. Acesta era îndemnul la ordinea zilei pe care îl adresa monacul Agaton, ulterior ierostimonacul Daniel Sanctu Tudor, discipulilor săi, învățăceilor. Toți trei mi-au confirmat acest lucru și când vă spun de toți trei, vorbesc de părintele Nicolae Bordașiu, de domnul Emanuel Mihăilescu, respectiv Nicolae Rădulescu. Am trecut destul de repede peste ceea ce m-a frapat în interviurile pe care le-am luat celor trei. O să vă spun că lecția smereniei pe care le-a transmis-o părintele Daniel Sandu Tudor, pe care mi-au transmis-o ei când am luat contactul direct, este cutremurătoare. Nu au acceptat sub nicio formă să fie așezați în postura de eroi, mai ales că se raportau permanent la părintele Daniel Sandu Tudor, la ce au suferit acești oameni monumentali, care reprezentau pentru ei, spun reprezentau pentru că din nefericire doar domnul Nicolae Rădulescu mai este astăzi printre noi, ceva ce ei nu puteau să regăsească în cuvinte. Un portret ideal veți găsi aici, făcut de către acești oameni. Bineînțeles cui? Mentorului absolut, așa-l vedeau, părintele Daniel Sandu Tudor. I-a amprentat indelebil, ființial. Când vorbesc despre părintele Daniel Sandu Tudor, cei care l-au cunoscut își caută cuvintele. Le vine foarte greu să vorbească despre o provocare. În acest volum veți găsi alte 158, dacă nu mă înșel, de documente, în care veți vedea cât de ușor poate o victimă să devină călău. Veți, am urmărit traseul din 1940 până în 1952. Veți vedea cum un om care i-a fost pusă la cale asasinarea, nici mai mult, nici mai puțin. Trei oameni dotați, că vorbim aici despre cel de-al doilea război mondial, se afla pe front, era înrolat în calitate de sublocotenentul Alexandru Teodorescu, este desemnat, o să
încerc cât mai repede. Comandantul unității îi cere sublocotenentului Alexandru Teodorescu să facă o anchetă pentru că apăruse niște nereguli. Se fura din magazie, alimente și alte lucruri. Derulează, bineînțeles, că doar este ordin, trebuie executat. Această anchetă constată care este făptașul, care sunt neregulile. Problemă, cel care a fost anchetat află, da, de acest lucru și după ce consumă o cantitate însemnată de țuică alături de doi tovarăși, se hotărăsc de cea de mitralierele, hai să le folosim. Și se duc în locul în care dormea sublocotenentul Alexandru Teodorescu, evident, vorbesc despre Santu Tudor, da, părintele ulterior, era schimonacul Daniel Santu Tudor, și descartă mitralierele. Cum știm? A supraviețuit. Cum de a supraviețuit? Când, ia uite, trei oameni s-au dus și au tras acolo, se pare că avem în rugul aprins mitropolitul Antonie Plămădeală, a fost avertizat de Maica Domnului să-și tragă patul. Da. Deci, minune! Au fost prinși, voiau să fugă în mama URSS, condamnați, da, pe viață, dar vine 23 august, da, o inversare a paradigmei, inversarea regimului și genialii despre care vă vorbeam se gândesc că este momentul oportun să acționeze. Și acționează în instanță. Și uitați-vă, dacă uitați noastră aici, vedeți așa, Posteucă Dumitru, Teodorescu Alexandru și ce spune aici? Crimă de război. Ce le-a născocit mintea acestor grozavi? Păi să spun așa, da, este adevărat, am pus la cale asasinatul, asta n-aveau cum să nege pentru că problemele erau evidente. Dar de ce? Pentru că noi eram niște comuniști convinși, nu că m-a furat, că nu. Noi țineam tot felul de prelegeri în care proslăveam comunismul, iar legionarul, sublocotenentul Alexandru Teodorescu, ne persecuta. Iată cum ajunge un om complet nevinovat să primească în urma acestor acuzații și făcute de către cine o condamnare pe viață. Asta însemna să fii criminal de război. Cine credeți că vine să-l apere pe părintele Dan? Era monacul Agaton când a ajuns în acest proces. Vine, primise un avocat din oficiu care evident că nu era bine pregătit, un genial avocat evreu. Da, care reușește să reducă, a primit doar 2 ani pentru instigare la tratamente neomenoase. De unde? Da. Da? Și așa a ajuns săracul părintele Daniel Sandu, monacul Agaton, la canal. Poarta albă, culmea, da, de la Jilava. Cum s-a comportat și acolo? Știm, de la Virgil Maxim, în imn pentru crucea purtată. Era o prezență luminoasă, practica rugăciunea inimii și aveau grijă, să știți că vorbim, au vorbit și antevorbitorii mei despre celula din celulă. Ei erau mult mai asupriți, părintele, monahul Agaton, a spus din această primă arestare a sa, era supus unui regim superior, da, în ceea ce privește abuzurile, că doar era ascuțit spiritual și atunci trebuia să fie supus unor chinuri superioare. Și cu toate acestea, cei care îl vedeau pe părintele Daniel Sandu Tudor, roiau în jurul său, luau de la el, culegeau de la el lumina. Următorul volum pe care l-am scos la editura Icon este Daniel Sandu Tudor, poetul mistic. Și mi-a fost prilejuit prin fericita întâmplare de a descoperi în arhivele CNSAS, la fondul manuscrise, imnul acatist al Maicii Domnului. Nu scria ușor, deloc nu scria ușor, părintele Daniel Sandu Tudor, și culmea, el este neo-imnograful nostru. E o personalitate monumentală pentru că este printre foarte, foarte puțini scriitori a cărui operă a intrat în cult. Se cântă imnele acestea acatist, da, în bisericile noastre. Păi și cum de a ajuns el? Din nou, când a scris primul imn acatist, singurul care a fost antum? În 1927. Iată,
Da? Deci tânărul și în ce moment? De cumplită suferință. I-a murit fratele cel mai mic. Atunci el a conceput. După un an îl publică în revista Gândirea. De altfel el avea, să știți, această reputație de poet religios mistic datorită acestei reviste Gândirea a lui Nichifor Crainic, unde nu publica oricine. Iar texte și substanța textelor pe care le publica, cu precădere poezia publicată acolo, i-au adus imediat notorietatea. Da, pe această direcție. În 1928, deci la un an diferență de când l-a publicat în Gândirea, trimite textul către Sfântul Sinod. Să nu vă închipuiți că a făcut lucrul acesta, Santu Tudor, pentru a avea recunoașterea Bisericii Ortodoxe și a Sfântului Sinod. Textul pe care îl avem în față, scrisoarea pe care a înaintat-o către Sfântul Sinod, ne arată, de fapt, adevărata motivație. V-am spus că nu scria ușor. Era teamă să nu se fi strecurat vreo erezie. Despre aceasta este vorba. Să nu cumva să smintească printr-un cuvânt care ar putea să fie interpretat greșit. De asta a ajuns și părintele Dumitru Stăniloae în lotul rugului aprins, pentru că i-a dat imnul acatist să îl citească. Din nou, din nevoia de acuratețe. Dar nu se abate cumva de la canoanele, de la dogmele ortodoxiei. Era extrem de riguros și extrem de exigența, să știți că în primul rând o îndrepta către sine. Era foarte exigent cu propria persoană. Și mai avea o strategie părintele Daniel Sandu Tudor. Nu-i plăcea să fie popular. Prefera să fie incomod și să îl iubească doar aceia care ajungeau să-l cunoască cu adevărat. O să vedeți aici că, de exemplu, imnul acatist al Maicii Domnului, la o primă variantă este din 1948, când el era monacul Agaton, și varianta din 1958, deci iată, la un deceniu diferență, dovedește cu câtă râvnă, cu câtă acribie să oprea asupra fiecărui cuvânt. Sunt de unde ridicate acestea și se află la arhiva CNSAS? Păi din casa profesorului Alexandru Mironescu, de unde a fost arestat împreună cu fiul acestuia Șerban Mironescu în noaptea dinspre 14 spre 15 iunie 1958. Și volumul care da, a prilejuit și lansarea volumului de carte de astăzi, l-aveți aici pe Sandu Tudor, care, da, confirmă postura polemistului. A spus și domnul scriitor Cristian Crăciun că nu sufera pe Tudor Arghezi. Acum o să vă spun de ce nu sufera pe Tudor Arghezi. Și pentru a nu mă abate de la adevărul așa cum a fost el atunci, o să vă citesc ce a spus Tudor Arghezi în bilete de Papagal, revista pe care o conducea, despre ortodoxie. Ca să înțelegem de unde supărarea și de ce l-a denumit idolul cu inima coclită. Imediat. Sper să și... Dovezile în materie de credință și de suflet nu sunt nici cronice, nici statice și faptul că Biserica Ortodoxă ar fi durat la români peste 10 veacuri nu obligă la nicio tradiție. Dar Arghezi, da? Cităm, direct de Papagal. Bun. Biserica Ortodoxă este și s-a menținut străină. Credința se traduce în acte și credința ortodoxă nu e reprezentată de acte ortodoxe românești în niciun domeniu de aplicare religios. Miracole, prozelitism, oratorie, scrieri, propagandă, jertfe. Nicio inițiativă pornită sub comanda unui sentiment religios. Totul este copiat de la greci. Vorbă cu vorbă, formă cu formă
și la Zestrea Greacă românii n-au adăugat nimic, nici fapte sufletești, nici sfinți, păstrând cadrul ca un locatar apartamentul închiriat, ce nici nu se simte dator cu nimic. Mai caracteristic, Biserica Ortodoxă nu a putut produce cu material românesc foarte abundent măcar un cler ortodox, mai puțin măcar creștin. Iată, Tudorel Ghezi, da? Epistola lui Sabin Drăgoi. Bun, în altă parte, nu vine să cred că ortodoxia poate să fie steaua de navigație a culturii românești cu începere din anul 1928, din pricină că până la această dată, destul de recentă, ea nu s-a putut lipi în mai multe veacuri de mintea poporului românesc. Mai mult, nici de inima clerului ortodox, acesta făcând parte tot din poporul românesc. Niciun lucru și niciun cântec n-au făcut niciodată aluzie la vreo sensibilitate ortodoxă. Ortodoxismul, ca justificare filozofică a bisericii grecești din România, aparține câtorva civili care nu se pot plânge că le-a mers rău de când au introdus anafura la aperitiv. Descălecătorul neortodoxismului a fost poetul Nichifor Crainic. El unea un sintetic spirit de chibzuială cu o elasticitate monastică onctuoasă și bogată în suculență. E, iată de ce s-a supărat, da, Sandu Tudor și a spus: tu, fost monah, să acuzi Biserica Ortodoxă, să nu recunoști specificitatea poporului nostru, să nu-i recunoști chipul spiritual, da, i-a justificat și din punctul meu de vedere reacția virulentă. Vă spuneam de altfel la început că dacă veți citi acest volum, veți vedea că verbul acit al lui Sandu Tudor, care i-au făcut pe mulți să fie refractar și să poarte anumite inexactități despre el, se datora, de fapt, revoltatului teolog, dulăului ortodoxiei, cum pe bună dreptate l-a numit mitropolitul Bartolomeu Anania. El a fost un instruit teolog. El când s-a dus la muntele Athos, să nu uităm că mai înainte a fost campania împotriva schimbării datei Pascaliei și Nae Ionescu l-a avut alături pe el, pe George Racoveanu, era de altfel singurul teolog, pe Paul Sterian și pe Mircea Vulcănescu și au câștigat ei și culmea din punct de vedere dogmatic și canonic. Știa foarte bine ceea ce scrie acolo. I-au scris călugării atoniți dinainte de a se duce acolo. Când s-a dus la muntele Athos, pe el a dat scrisoarea lui Titi Medra. Era atât de iubit de mitropolitul Titi Medra, încât, cum credeți că au speculat organele securității, ce le putea născoci mintea, că v-am spus că până și eu m-am smintit, că e fiul ilegitim al mitropolitului Titi Medra și că de-aia este el astfel ajutat. Părintele Galaction, care a fost decanul Facultății de Teologie din Chișinău, îl cheamă și îl pune sub director. Foarte iubit a fost de oamenii bisericii de când era tânăr. El nu s-a dus dintr-o curiozitate, el s-a dus pentru că era un trăitor care trebuia acolo să ia contactul direct cu călugării atoniști și cu ceea ce înseamnă rugăciunea inimii. Și după ce a plecat de acolo, i-au trimis scrisori călugării atoniști și de fiecare dată când dădeau de greu, vedeau în el un sprijin. Acesta a fost Sandu Tudor, laicul, nu numai monahul Agaton și ieroschii monahul părintele Daniel Sandu Tudor. Este o călăuză. Haideți să ne așezăm sub lumina acestor imense personalități. Fără ei devenim atât de săraci, fără ei nu o să știm niciodată cât de mult înseamnă să fii român, cât de mult înseamnă să fii creștin, cât de frumoasă este spiritualitatea ortodoxă și cât de adâncă. Vă mulțumesc foarte mult! Dați-mi voie să zic și eu două vorbe la încheiere.
cred că cel mai prolific cercetător referitor la rugul aprins și la Sandu Tudor este doamna Ciornă. Pentru că de acum înainte are un culoar de cercetare foarte larg și acest culoar de cercetare îi va da prilejul să mai scoată zeci de cărți care o va face celebră, nu numai în Dobrogea, dar în literatura noastră românească și chiar universală. Îi mulțumim pentru această seară, vă mulțumim tuturor pentru osteneala de a rămâne până la capăt și de a ne asculta cu atâta atenție. Se puteau spune mult mai multe, timpul este însă cel mai mare potrivnic al nostru și de aceea ne îndeamnă să fim cât mai succinți în exprimare. Vă mulțumim pentru toate și să rostim cu toții cuvine-se cu adevărat. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai mărită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune de Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare Dumnezeu pe mâini. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cerce Părinte binecuvântat. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Mulțumim pentru toate. O seară binecuvântată.